Muzica unei vieți de Andrei Machin Aș putea data ușor întâlnirea aceea. A fost acum un sfert de secol. Mai precis, în anul în care un filozof celebru, refugiat la München, a propus o definiție ajunsă repede la modă, un termen pe care gânditorii, politicienii și chiar oamenii simpli aveau să-l folosească timp de cel puțin un deceniu, iar asta în lumea întreagă. Extraordinarul succes al formulei ținea de un merit evident. În două cuvinte latinești, filozoful izbutise să descrie viața celor 240 de milioane de ființe umane ce populau pe atunci țara în care m-am născut. Femei, bărbați, copii și adulți, bătrâni sau nou-născuți, morți sau vii, bolnavi sau sănătoși, inocenți sau asasini, savanți sau ignoranți truditori în fundul minelor de cărbuni, cosmonauți pe traiectoriile lor celeste, pe toți aceștia și alte mii de categorii, acest termen novator îi lega de o esență comună. Toți începeau să existe sub un nume generic. Și înainte, și după această formulă inspirată, s-au inventat cuvinte pentru a numi țara în chestiune. Imperiul răului, barbaria cu chip uman, imperiul dezintegrat, fiecare din aceste vocabule a marcat pentru o vreme spiritele din Occident. Totuși, definiția filozofului Münchenez a fost de departe cea mai citată și mai durabilă. Așa se face că, la numai câteva luni de la apariția formulei, am auzit-o din gura unui prieten, trăitor ca și mine pe malurile nevei, care asculta pe ascuns ca atâția alții posturile de radio occidentale, și care prinsese un interviu al filozofului. Da, așa se face că, la întoarcerea dintr-o călătorie în extremul orient și blocat de viscol undeva în orali, mi-am amintit acest termen faimos în Occident și interzis la noi. O bună bucată de noapte, mi-am petrecut-o încercând să-l aplic pasagerilor ce mă înconjurau în sala de așteptare a unei gări înghețate și întunecoase. Termenul inventat de filozof dovedea o redutabilă eficiență conceptuală. Acoperea viețile celor mai diferite persoane. Cei doi soldați care aveau pe rând direct din sticlă ascunși în spatele unei coloane, bătrânul care, băncile fiind ocupate, dormea pe un ziar întins lângă perete, tânăra mamă al cărei chip părea luminat ușor de o lumânare invizibilă, prostituata care pândea lângă o fereastră stupată de zăpadă și câți alții pierdut printre semenii mei, adormit sau chinuiți de nesomn, elogeam în gând clar viziunea filozofului. Și atunci, în miezul unei nopți izolate de restul lumii, a avut loc întâlnirea. A trecut de atunci un sfert de secol. Imperiul căruia-i fusese prezisă căderea s-a prăbușit. Barbaria și răul s-au manifestat și pe alte meleaguri, iar formula filozofului din München, E vorba, desigur, de, de Alexandr Zinoviev. Acea definiție, azi aproape uitată, îmi servește doar ca punct de reper, marcând în curgerea mâloasă a anilor clipa acelei scurte întâlniri. Mă trezesc. Am visat o muzică. Ultimul acord se stinge în mine în timp ce încerc să simt pulsul vieților înghesuite în lunga sală de așteptare, în amestecul de somn și oboseală chipul unei femei, acolo, lângă fereastră. Trupul ei tocmai a potorit dorința încă unui bărbat. Privirea ei îl caute printre călători pe următor. Un feroviar intră în grabă, străbate sala, iese pe ușa cea mare, dinspre peron, dinspre noapte. Până se se închidă, în sala intră un vârtej violent de zăpadă. Cei așezați lângă ușă se foiesc pe banca angustă și tare, își ridică gulerul paltonului, își scutură zgribuliți umerii. Din celălalt capăt al sării se aude un râs înfundat, apoi scrișnetul unui ciop de sticlă sub un bocanc, o jurătură. Doi soldați cu căciura dată pe ceafă, cu mantaua descheiată, își taie pârtie prin masa trupurilor încobrigate. Se aud ele încrucișate, unele acordate, în chip comic. Un plâns de copil, foarte clar, se detașează în întuneric, se stinge în scâncete slabe, acum suge încetează. O ceartă lungă, moleșită de plictiseală, se prelungește în spatele unei coloane ce susține o galerie din lemn lăcuit. Pe perete, difuzorul pârie, șuieră și, deodată cu o voce surprinzător de duioasă, anunță întârzierea unui tren. Un val de oftaturi străbate sala. În fapt, nimeni nu mai așteaptă nimic. Șase ore întârziere, ar putea să fie șase zile, ori șase săptămâni, Toropeala revine. Vântul biciuiește ferestrele cu rafale grele și albe. Trupurile se proptesc în băncile tari. Necunoscuții se strâng unii între alții ca solzii unei singure carapace. Noaptea îi topește pe cei adormiți într-o singură masă vie, un animal savurând prin toate celulele norocul de a fi la adăpost. Din locul meu, nu văd orologia de deasupra caselor de bilete. Îmi descoperă încheietura mâinii. Cadranul ceasului reflectă luminile din noapte, unul fără un sfert. Prostituata era locul ei, silueta ei se detașează pe geamul astupat de zăpadă albastrie. Nu e înaltă, dar e foarte lată în șolduri. Se profilează peste călătorii adormiți, ca peste un câmp de luptă acoperit cu morți. Ușa dinspre oraș se deschide, noi sosiți aduc un val de frig ostilitatea spațiilor măturate de viscol. Magma umană se înfiorează și, fără tragere de inimă, își primește noile celule. Mă scutur încercând să mă smulg din conglomeratul de trupuri, să-i pe cei care mă înconjoară din devălmășia masei, pe bătrânul care abia a sosit și care, fără a pretinde un loc în sala tixită, Așterne un ziar pe pardoseala murdară de mucuri de țigară și zăpadă topită, se întinde cu spatele la perete. Pe femeia cu șalul care ascunde chipul și vârsta, ființă fără identitate, înfufolită într-un palton grosolan. Adineaura vorbi prin somn, câteva vorbe rugătoare, venind probabil din anii de demult ai vieții ei. Singurul detaliu omenesc ce-mi va rămâne de la ea, îmi spun. Pe cealaltă femeie tânăra mama plecată peste pruncul înfășat, învăluindu-l parcă într-un halou invizibil, făcut din teamă, uimire, dragoste. La câțiva pași de ea, prostituata, aflată în tratative cu soldații, băiguielile excitate ale celor doi bărbați și șușotitul ei cam disprețuitor, dar cald și parcă mustin de promisiuni. Cizmele soldățești tropăie pe ciment. Ghicești fizic Nerebdarea pe care o provoacă trupul cu șolduri late și pline, pieptul ce umflă paltonul. Și aproape la nivelul cizmelor, chipul unui bărbat care, pe jumătate aluneca de pe bancă, doarme cu capul pe spate, cu gura căscată, cu un braț atârnând pe jos. Un mort pe câmpul de luptă, îmi repet. Efortul meu de a salva din acest tot anonim câteva siluete individuale slăbește. Totul se amestecă în întuneric, când în luminescența tulbure de un galben soios a becului de deasupra ieșirii, în neantul ce se întinde la nesfârșit în jurul acestui oraș îngropat sub viscol. Un oraș din Urali, îmi spun, încercând să leg gara asta de un loc, de o direcție. Dar asemenea, vereitate geografică se dovedește derizorie. Un punct negru pierdut într-un ocean alb. Uralice se întind pe două, trei mii de kilometri, orașul undeva pe la mijloc și spre răsărit, infinitul siberian, infinitul infernului de zăpadă. În loc să resitueze, gândul meu rătăcește și orașul și gara pe o planetă albă, pustie. Umbrele omenești pe care le zăream în jurul meu se topesc iarăși într-o unică masă. Respirațiile se amestecă, mormăitul povestirilor nocturne se stinge în bolboroseala somnului. Cântecul de leagăn, mai mult recitat decât cântat de tânăra mamă, ajunge la mine în același timp cu șușotitul soldaților ce pleacă pe urmele prostituatei. Ușa se închide în urma lor, valul de frig străbate sala. Murmurul tinerei mame se colorează cu un văl de abur. Bărbatul care doarme cu capul pe spate Scoate un horcait prelung și trezit de propria ei voce, se ridică brusc pe bancă, privește îndelung orologiu, a doarme din nou. Știu că ora pe care a văzut-o nu însemna nimic. Nu ar fi fost mai mirat să constate că trecuse o noapte întreagă. O noapte sau două nopți, sau o lună, sau un an întreg. Neant de zăpadă, mai nebulos ca un nicăieri. O noapte fără sfârșit o noapte a la periferia timpului. Deodată, muzica aceea. Somnul se retrage ca un val în care un copil încearcă să prindă o scoică abia întrezărită, iar eu cele câteva note pe care tocmai le-am visat. Gerul se face mai pătrunzător. Ușa s-a trântit de două ori. Mai întâi soldații care intră și se cufundă în întuneric. Îi au rânjind, după câteva minute, prostituata. Așadar, somnul meu durase cât absența lor. Acuplarea lor, exclamă în mine o voce enervată de pudibonderia acestei absențe. Bun loc ca să visez la muzică. Îmi amintesc că la începutul nopții, când mai era o speranță de a pleca, am ieșit pe peron cu un calcul superstițios, să provoc sosirea trenului sfidând frigul. Gârbăvit sub violența rafalelor, orbit de alice rezepezii, amers mers de-a lungul clădirii gării, fără a îndrăzni să trec mai departe. Capătul peronului prea deja în plină stepă. Apoi, zărind un pătrat de lumină incertă la una din anexele cufundate între nemeți, am început iar să merg sau mai curând să mă leg în cape catalige, intrând în zăpadă până la genunchi, încercând să pun piciorul în urmele aproape șterse care mă precedaseră în aceeași direcție. Ușa, lângă ferăstrica luminată, era închisă. Am făcut câțiva pași spre șinele înzăpezite, sperând măcar într-un miraj, farul unei locomotive în vâltoarea alba viscorului. Drept consolare, întorcându-mă cu spatele la vânt, mi-a revenit vederea. Și atunci, pe neașteptate, l-am văzut pe omul acela. Am avut impresia că fusese proiectat afară din mica anexă. Ușa blocată de zăpadă se însepenise și ca să poată ieși, se izbise în ea cu toată greutatea, poate chiar de mai multe ori. În cele din urmă, ușa cedase, a l afară, în viscol, cu fața biciuită de rafale, orbit de zăpadă, dezorientat. Băi i-au trebuit mai multe secunde ca să închidă ușa ce mătura cu partea de jos stratul gros de zăpadă. În acel răstimp, am văzut interiorul micii clădiri un soi de tindă inundată de lumina vie, galbenă ca lămâia, a becului gol. În spate, o cameră. Încadrată de tocul ușii, am văzut străfulgerarea unei nudități greoaie, albeața masivă a pântecului și mai ales gestul frust al unei mâini care apuca un sân, apoi un altul, sânii aceea, enormi, uzați de mângâieri brutale și indesa în sutien. Însă deja, cu un chirei de panică, în preagul tindei apărea o femeie înfofolită într-o pufoaică, pasnica depoziturii, mi-am spus, care îl închiria pentru aceste amoruri feroviare, și ușa se închidea trântită cu ciudă. Masa umană doarme. Singurul zgomot nou e molfăitul acesta în întuneric. Bătrânul culcat pe ziare s-a ridicat într-un cot, a deschis o conservă și acum mănâncă, lor păind ca știrbi capacul închis cu un scrișnet metalic ce sfredelește creierul, îmi smulge o grimasă. Bărbatul se culcă, își caută o poziție mai comodă, foșnindu ziarele și curând începe să sfore. Gândul pe care încercam să-l alung mă saltează, făcut din milă, dar și din mânie. Mă gândesc la magma umană ce respiră ca o singură ființă, la resemnarea ei, la dezinteresul ei înnăscut pentru un minim de confort, la puterea ei de a suporta absurdul. Șase ore de întârziere, mă întorc, privesc sala cufundată în întuneric, ar mai putea petrece așa câteva nopți, s-ar putea obișnui să-și trăiască viața aici. Așa, pe niște ziare întinse pe jos, cu spinarea la calorifer, cu o conservă drept singură hrană. Această ipoteză îmi pare dintr-o dată plauzibilă. Un coșmar extrem de plauzibil, de altfel din cei făcute viața anorășele ca asta, la mii de kilometri de civilizație, din așteptări resemnări, căldură jilavă în pâslari, iar gara asta a de viscol nu decât de rezumatul istoriei acestei țări. A naturii sale profunde, spații ce fac să pară absurdă orice tentativă de a acționa, exces de spațiu care înghite timpul nivelează toate termenele, toate duratele, toate proiectele. Mâine înseamnă, poate, cândva, când spațiu, zăpezile, soarta o vor îngădui. Fatalismul. Trec în revistă mai curând de năduf aceste clișee ale caracterului național, aceste blestemate întrebări asupra firii rusești pe care și le-au pus atâtea minți luminate. O țară în afara istoriei moștenirea grea a Bizanțului, două veacuri de juc tătăresc, cinci veacuri de iobăgie, revoluții, starin, ist is ist. După aceste ocoluri, gândul revine la bonomia obtuză a prezentului și tace neputincios. Formulele astea frumoase explică totul și nimic. Pălesc în fața realității acestei nopți, a masei adormite ce ducnește a paltoanei jilave, a trupuri moleșite, a damp de alcool, și conserve călduțe. De altfel, cum să-l judeci pe bătrânul ăsta culcat pe ziarul lui, înduioșător în resemnarea lui, insuportabil din același motiv, un om care cu siguranță a trecut prin cele două mari războaie ale Imperiului, a supraviețuit terorii, foametei și căruia nici nu-i dă prin gând că merită mai mult decât acest culcuș pe cimentul plin de flegme și mucuri. Și cum să o judești pe tânăra mamă, care tocmai a adormit și din Madonna s-a prefăcut în nidol de lemn cu ochii oblici cu trăsături asiatice. Să-i trezesc și să-i întreb ce viață duc, ar răspunde fără să șove că țara în care trăiesc eu un rai, dacă trecem cu vederea câteva trenuri întârziate. Iar dacă dintr-o dată difuzorul ar anunța cu voce metalică izbucnirea unui război, toată masa aceasta s-ar pune în mișcare, gata să-l accepte ca pe un lucru de la sine înțeles, gata să sufere, să se jertfească, acceptând în chipul cel mai firesc foamea, moartea sau viața noroiul gării acesteia în frigul câmpurilor care încep dincolo de linia ferată. Îmi spun că o asemenea mentalitate are un nume, un termen pe care l-am auzit recent în gura unui prieten ascultător clandestin al posturilor de radio occidentale, un nume care îmi stă pe vârful limbii și pe care doar oboseala mă împiedică să mi-l amintesc. Mă scutur, iar cuvântul, luminos și definitiv, izbucnește. Homo sovieticus. Forța lui năruie grămada opacă a vieților din jurul meu. Homo sovieticus acoperă integral această băltire umană până la ultimul ei suspin, până la scrijetul unei sticle pe buza unui pahar, până la paginile pravdei de sub trupul fira al bătrânului în palton tocit, pagini pline cu reportaje despre recorduri și fericire. Cu o plăcere puerilă petrec o vreme jucându-mă. Cuvântul, adevărat cuvânt cheie, da, da, cheie, deschide toate lacătele vieții noastre, pătrunde taina tuturor destinelor. Chiar și taina iubirii, așa cum e trăită în această țară, cu puritanismul ei oficial și contrabandă aproape tolerată, cu prostituata ce-și face meseria la câțiva pași de marile panouri cu chipul lui Lenin și cu lozinci mobilizatoare. Înainte de a dormi, apuc să constat că posesia acestui cuvânt magic mă izolează de mulțime sunt ca și ei neîndoielnic, dar eu pot numi condiția noastră umană și, prin urmare, îi pot scăpa. Trestia plăpânde, dar care își cunoaște condiția și, deci, vechiul și ipocritul tertip al inteligenției șoptește în mine o voce mai lucidă, însă confortul mental pe care mi-l oferă acest homo sovieticus înnăbușe rapid orice obiecție. Muzica, iar... De data asta, am timp să prinde cu ultimelor note, fir de mătase ieșind din urechea acului. Câteva clipe rămân nemișcat, pândind noi sunete în mijlocul trupurilor adormite. Acum știu că nu am visat și chiar am deslușit cu aproximație de unde venea muzica. Erau de altfel la intervale rare, doar scurte încercări ale clapelor, înnăbușite de coridoarele tixite, acoperite de sforăituri. Mă uit la ceas trei și jumătate. Mai mult decât ora și locul în care se naște această muzică, mă surprinde detașarea ei. Ea face ca mânia mea filozofică de aur să devină total inutilă. Frumusețea ei nu îndeamnă să fugi de mirosul de conserve și alcool ce plutește peste mulțimea celor adormiți. Marchează pur și simplu o graniță, schițează o altă ordine a lucrurilor. Totul e brusc luminat de un adevăr ce se lipsește de cuvinte. Noaptea pierdută într-un nean de zăpadă, cărătorii încovrigați de frig, fiecare părând că suflă ușor în scânteia precară a vieții sale, gara cu peroane dispărute sub nămeți și notele acestea picurând ca clipele unei nopți total diferite. Mă ridic traversez sala și urs scara veche de lemn. Orbecăind, ajung la ușa vitrata a restaurantului. Bezna totală. Pipăind cu mâna peretele, ajung la o fundătură, mă împiedic dun tang de pături de la vagoanele de dormit, hotărăsc să renunț. Un acord foarte lent vibrează îndelung la celălalt capăt al coridorului. Mă îndrept într-acolo, condus de sunetul care se stinge, împing o ușă și mă pomenesc într-un culoar de trecere unde răzbate un pic de lumină. Rezemate de perete, zeci de drapete, pancarte cu portretele conducătorilor de partid, toată recuzita de filerilor. Culoarul despre o încăpere și mai tixită. Două dulapuri deschise, piramide de scaune, teancuri de cearșafuri. În spate dulapurilor strălucește un fascicul de lumină. Înaintesc cu sentimentul că prin capătul unui vis și intru în el. Un bărbat, pe care îl văd din profil, stă pe un scaun în fața unui pian mare cu coadă. Lângă scaun, o valiză cu colțuri metalice, nichelate. Aș putea crede că e bătrânul care dormea pe paginile pravdei. E îmbrăcat într-un palton asemănător, mai lung poate. Poartă aceeași căciulă neagră. O lanternă așezată în stânga claviaturii îi luminează mâinile. Degetele lui nu au nimic din degetele unui muzician. Falange groase și aspre, deformate, pline de riduri arse de soare. Degetele se mișcă peste clape fără să apese, fac pauze, se însuflețesc, își accelerează goara tăcută, se pierd într-o fugă febrilă, aud zgomotul unghiilor atingând fildeșul clapelor. Deodată, în toiul acestui vacarm tăcut, o mână, pierzându-și controlul, se abate pe clape, izbucnește o gerbă de note. Văd că bărbatul, probabil amuzat de stângăcia lui, își întrerupe gamele mute și începe să scoată mici chicotel, un râs înfundat de bătrân mucarit. Își pune și mâna la gură ca să-și potolească accesele de râs. Brusc, îmi dau seama că plânge. Mă retrag cu pașii negali, ezitanți, păin cu o mână la spate ca să găsesc ușa. A ajuns lângă ieșire, agăț cu piciorul bățului unui drapel care cade. După el, într-o zgomotoasă reacție în lanț, se nărui un șir întreg de portrete cocoțate pe prăjinile lor. Fașiculul lanternei mătură peretele și mă orbește. Bărbatul îl îndreaptă imediat spre potea, vrând parcă să se scuze că m-a orbit. În secunda de tăcere jenată care urmează, îi zăresc fruntea brăzdată adânc de o rană albită de vreme și lacrimile. Îmi cobor privirea băigui. Căutam un scaun. Acolo jos e lume peste lume. Bărbatul stinge lanterna. În întuneric îi aud cuvintele și mai ales un foșnet scut care îmi îngăduie să-i ghicesc gestul. Cu o mânecă ca paltonului își șterge rapid ochii. A, păi, scaune sunt aici câte vreți, numai că fiți atent cele mai multe au picioarele rupte. Eu am un divan întreg doar pentru mine, cu câteva arcuri ieșite, cei drept. Îmi dau seama că întunericul din încăpere nu e chiar total. În beznă se decupează două ferestre, luminate de un ferinar, de palele de viscol ce se învârtăjesc neîncetat în jurul sursei de lumină. Văd silueta bărbatului care ocolește colește de la apurile, dispare într-un unghier de unde se aude un scârții de arcuri. Dacă cumva se anunță vreun tren, treziți-mă, vă rog, îmi spune el de pe divan. Și mi urează noapte bună. Trag un scaun, mă așez printre portretele împrăștiate, hotărât să mă prefac până la capăt. Am venit doar să caut un scaun și nu l-am auzit plângând. Mă prefac atât de bine că în curând adorm, doborât de somnul violent din zori, după o noapte albă. Mă trezește pianistul, mă atinge cu mâna pe umăr, în timp ce lanterna proiectează umbre pe zid, scaune încărecate, un cuier pom, capacul ridicat al pianului, am anunțat trenul pentru Moscova, dacă pe ăsta l-așteptați, grăbiți vor să dea năvală ca A Are dreptate. E un adevărat asalt. Un vălmășac de chipuri, un dute vino de varize uriașe, de recnete, de tropăiel în șanțurile ce brăzdează zăpada de peperon. peron. Prins în mijlocul buscăladei, îl pierd curând din ochi pe bărbatul care m-a trezit. Un controlor îmi taie elanul pe scara vagonului în care voiam să urc. Suntem deja înghesuiți ca sardele, nu vezi? Ușa vagonului următor e încuiată. În jurul celui de-al treilea se adună o mulțime de oameni din care se înalță o larmă când plângăreață, când amenințătoare. Controlorul verifică biletele, acceptă câțiva rar norocoși, după criterii nici lui deslușite. Împleticindu-mă în zăpada răscolită de pași, alerg de-a lungul trenului. O bătrânică, împotmolită într-un nămete, se geluiește că i-au căzut ochelarii. Un soldat în genunchi scurmă zăpada ca un câine. Camaradul lui, ceva mai departe, urinează pe un strâmb de ferinar. Primul soldat găsește ochelarii cu un pomelnic de înjurături triumfale. Trec de la un vagon la altul, din ce în ce mai sigur că voi petrece încă o zi în orășelul Capcană. Ideile nocturne-mi revin Stârnite de frig, de furie Homo sovieticus Mai pot să adaug ceva Dacă li s-ar propune acum Să urce pe acoperișul vagoanelor Sau mai rău să alerge în urma trenului Unul n-ar protesta Homo sovieticus Deodată aud un șuierat Nu șuieratul trenului Un șuierat scurt, golănesc O chemare stridentă și autoritară Adresată unei complice Ridic capul pe deasupra mulțimii Ce asaltează vagoanele La capătul garniturii îl văd pe pianist agitând brațul. Uneori atașează unul suplimentar, mai ales în caz de întârziere, ca acum, îmi explică el când ne instalăm în vechiul vagon de clasa a treia. Nu o să fie căldură, dar o să vedeți, ceaiul e chiar mai bun aici. Și până spre seară nu mai deschide gura. Concertul lui nocturn îmi pare acum aproape ireal. Oricum, să întreb cei cu muzica aceea tăcută ar însemna să recunosc că l-am văzut plângând. Așa că întins pe scândura goală a banchetei, încep să-mi imaginez bivoacul uman văzut astă noapte în sala de așteptare și care acum trăiește, fără să-i dea vreo atenție, o experiență fabuloasă. Trecerea din Asia în Europa. Europa. În spatele ferestrei, în ochiul de geam rămas neinghesat, defilează cât vezi cu ochii același infinit de zăpadă, impasibil în fața înainterii gâfăite a trenului. Albul vălurit al pădurilor. Sub gheață, un fluviu imens cenușiu, semănând cu un braț de mare. Și iarăși somnul planetei albe nelocuite. Mă întorc puțin, mă uit la bătrânul de pe bancheta din față, nemișcat, cu ochii închiși, cu degetele împletite pe piept. Degetele care știu să cânte melodii mute. Se gândește oare la Europa? Își dă oare seama că ne apropiem de civilizație, de orașele în care timpul poate însemna joc social, schimburi de idei, întâlniri? Unde spațiul e îmblânzit de arhitectură, curbat de viteza unei autostrăzi, umanizat de surâsul unei cariatide care se vede din apartamentul meu, nu departe de Nevski? Conversația noastră se leagă abia târziu, spre seară, în legătură ciudat cu frumusețea unor străzi. Tocmai răsăm în urmă un mare oraș de pe Volga. Garnitura noastră a fost formată din nou. O clipă m-am temut chiar că ne vor uita pe o linie moartă. Sunt multe locuri libere, oamenii nu se înghesuie aici, ca și cum ar fi sub demnitatea lor să urce în vagonul la Haig de clasa a treia. Tovarășul meu de drum se ridică, scoate două când află că sunt bun cunoscător al Moscovei, se însuflețește. În vorbește despre capitală cu o precizie neașteptată, cu un atașament sentimental pentru cutare stradă, pentru cutare stație de metrou. Atașamentul unui provincial, îmi spun, care a trăit în capitală și care vrea să-și uimească interlocutorul cât de bine o cunoaște. Dar pe măsură ce vorbește, constat că Moscova lui e un oraș straniu, cu vădite lacune, cu un labirint de străduțe în locul unde memoria mea vede bulevarde și esplanade. Devin mai atent și observ în relatarea lui câteva ezitări pe care încearcă să le evite fie oprindu-se la jumătatea frazei, fie povestind o anecdotă. Înainte de război, în anii 30, aceste indicii ale trecutului îi scapă, lăsându-mă să înțeleg că se plimbă într-un oraș care nu mai există. Până la urmă își dă seama și el. Tace. Probabil că momentul acesta de stingereală îi sună în urechi, la fel ca astă noapte, când l-am surprins la pian. Ca să schimb vorba, încep să mă plâng de timp, de legătura pe care voi pierde la Moscova din cauza întârzierii. Ne pregătim să mâncăm o dar pe care le scot din rucsac, pâinea pe care, spune el, o are în valiză. Scoate un pachet, îl desface, o jumătate de pâine neagră însă ce mi atrage privirea e ambalajul, niște foi vechi boțite cu partituri. Își ridică ochii spre mine, apoi începe să netezească foile cu muchia bătucită a mâinii. Nu mai vorbește cu tonul unui călător sentimental ca din amuri. Însă tot despre aceleași străduțe moscovite vorbește și despre un tânăr. Atunci mă credeam cel mai fericit om din lume, spune el cu o amărăciune senină un tânăr cu o cămașă albă, udată de o ploaie de mai, un tânăr care se oprește în fața unei afiș și, cu inima strânsă de emoție, își citește numele, Alexei Berg. Înainte căuta pe afișe numele tatălui său, autor dramatic, și din când în când pe cel al Victoriei Berg, mama sa, pe vremea când dădea recitaluri. În ziua aceea, pentru prima oară, afișul anunța numele lui. Întâiului concert, peste o săptămână, pe 24 mai 1941. Din cauza ploii, hârtia devenise aproape transparentă, lăsând să se vadă afișul precedent, un concurs de parașutism. Pe hârtia ondulată, profilul lui Ceaicov schipărea chipul unui bufon regal. De altfel, concertul urma să aibă loc în Casa de Cultură a uzinei de rulmenți, dar nimic din toate acestea nu-i putea întuneca bucuria fericirea pe care o degaja afișul de un albastru spălăcit era mult mai complexă decât o simplă mândrie. Era și bucuria serii luminoase și umede ce se ivea cu prospețimea unui apțipild de sub furtuna care se îndepărta și mirosul frunzișului sub stropii care străluceau în soare și bucuria străzilor ude de ploaie pe care, lăsând în urmă periferia, Casa de cultură le străbătea cu un pas distrat, îndreptându-se către centru. Până și sala în care urma să cânte, o sală cu pereții plini cu fotografii de mașini unelte și cu o acustică ce lăsa de dorit, i se păruse sărbătorească, eterică. Moscova, în seara aceea, era eterică. Ușoară sub pașii lui în labirintul de străduțe pe care le știa pe de rost, ușoară și fluidă în gândurile lui. Oprindu-se un minut pe podul de piatră privit spre Cremlin, cerul schimbător al cenușiu, da acelui mănunchi de cupole și creneluri un aer instabil, aproape dansant. La stânga, privirea cădea în golul imens lăsat de catedrala Isus Mântuitorul, dinamitată cu câțiva ani înainte. Câțiva ani. Relându-și mersul, Alexei încercă să-și reamintească anii care urmaseră. Catedrala fusese distrusă în 1934. El împlinise 14 ani. Ce fabuloasă senzație de sureșitare să simți trotuarul tresărind după fiecare explozie. Erau ani fericiți, 1934, 35, 36, apoi, deodată, ca de lunga carantină, ca în vreme de morimă. În jurul familiei lor, orașul devine de plumb. Într-o seară, pe scara blocului, aude șușotitul unui bărbat care, un etaj mai sus, urcă cu pași greoi, adâncit într-un monolog, aproape mut, dar febril. Nu, 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 nu mă puteți acuza, iar dovezile, dovezile... Alexei aude crâmpeie de vorbe, rărește pasul, stingherit de această confidență furată, apoi, deodată, îl recunoaște pe taicăsu. Acest bătrânel care mormăie, tatăl lui, carantina durează. Anumite cuvinte sunt puse la index. Dicționarul teatrului pe care tatăl său l-a publicat la începutul anilor 30 e scos din toate bibliotecile. O parte din numele citate în el trebuie să dispară, căci tocmai au dispărut cei care le purtaseră. La cursuri, Alexei observă manevre rapide de șah. Colegii lui se mută în alte bănci ca să nu rămână lângă el. Fac rocade, se gândește el cu amărăciune. La plecare, fug de el, se depărtează pe traiectorii sinuase ca niște schiori ce coboară o pârtie presărată cu obstacole. Are impresia, la conservator, că oamenii pe care îi întâlnește au devenit sași cu toții, privesc cruciși ca să evite privirea. Chipurile lor îi aduc aminte de măștile văzute într-o carte de istorie, măști cu nasuri lungi, înfricoșătoare, pe care le purtau locuitorii orașelor bântuite de ciumă. Prietenii îi răspund la salut, dar pieziși, pe ascuns, întorcând capul, iar această postură, jumătate față, jumătate profil, le lungește nasul ca o trompă de insectă lungă și încovoiată. Îi aude băiguind un pretext ca să plece și suspinând de parcă ar mirosi plantele aromatice care împodobeau măștile contra ciumei. În timpul iernii lui 39, surprinde sfatul de taină al părinților săi, Apoi, în toiul nopții, îi vede punându-și planuri în aplicare. În cuptorul de la bucătărie ard vechea vioară a tatălui. Mareșalul Tuhacevski, prieten de familie și bun violonist, cântase cu ea de vreo două-trei ori după cină pentru invitați. Mareșalul este executat în 37, iar mica vioară cu lacul crăpat se transformă într-o probă teribilă. O ard în noaptea aceea, de teama arestării, a interogatoriilor. În teroarea momentului, tatăl uite să slăbească strunele și Alexei, în camera lui, la pândă, în spatele ușii întredeschise, aude scurtul arpegiu al corzilor care pleznesc în foc. Din noaptea aceea, aerul din jurul lor devine mai respirabil. O piesă a tatălui său e jucată din nou. Foarte rar, pe afișere apare numele mamei. În timpul anului 1940, Alexei întâlnește din ce în ce mai multe priviri directe, un soi de lecuire oculară, cum ar veni. Face reverion împreună cu fal și sașii. Unul din tangourile ce se dansează în seara aceea se numește Privire de catifea. Cât despre langoroasa catifea și privirile celor pe care le ține în brațe, Anii de frică și umilință l-au învățat să nu-și facă iluzii. Dar Alexei nu are decât 21 de ani și o mulțime de tangouri, de îmbrățișări și de sărutări de recuperat. Și e ferm hotărât să le recupereze, chiar dacă pentru asta ar trebui să uite noaptea, mirosul de lac ars, geamătul scurt al corzilor în flăcări. Se îndepărte de Kremlin, intră sub crengile grele de ploaie de pe plevarde. Povestea cu vioara, teroarea nocturnă, anii singurătății lui de ciumat, îi reveneau în minte uneori, dar mai ales ca să dea gust fericirii pe care o trăia în prezent. Tot ce rămânea din cei trei ani negri, 37, 38, 39, era și șotitul părinților în noapte și mirosul înțepător de lac ars. Nu mare lucru pe lângă bucuriile de tot felul, ce-i umpluseră viața de atunci. Uite că mașa audă ce îi se lipea de piept. Plăcerea de a simți trupul tânăr, suplu, musculos, ștergeau spaima anilor de molimă. Dar mai ales concertul peste o săptămână. Părinții săi pe care și -i imagina așezați în fundul sălii, negociase aprig acest incognito și, în primul rând de fotolii, una din partenerele cu care în noapte de revelion dansase privire de catifea, Lera. Se gândi iarăși la Apsipild. Lumea întreagă se mâna cu acest joc de culori. Era destul să dezlipești foița subțire și cenușie a amintirilor urâte și izbucnea bucuria. La fel cum, la începutul unui mai, izbucnea trupul gol al lerei de sub rochia cafenie, pe care o smulgeau împreună în febrilitatea sărutărilor încă tăinuite, ciurind urechea la coridorul vilei. Tatăl ei, un bătrân fizician, lucra pe terasă și din când în când cerea o ceașcă de ceai sau o perniță. Era o nuditate foarte sănătoasă. Unul din trupurile care, pe vremea aceea, puteau fi văzute mărșăluind în maiou subțire de sport la defilările în cinstea tineretului opiniile lere erau și ele foarte sănătoase. Vorba despre familie, despre viitorul lor apartament, despre copii. Alexei ghis această căsătorie avea să-l facă a celor celorlalți, definitiv, ștergând silueta adolescentului care pândea sunetul corzilor mușcate de flăcări. Mai mult decât la cuibul lor familial, el visa în realitate la limuzina tatălui ei, o emca neagră, mare și confortabilă ca o cabină de lux de pe un transatlantic pe care știa deja să o conducă. Ca să scape odată de adolescentul înfricoșat, îi era destul să-și imagineze limuzina, pe el, pe lera, panglica vineție a pădurii la orizont. Gândul îi fuge la zilele petrecute la vilă în satul cu nume muzical, Bor. La prospețimea trupului, cele pădându-și rochea Îngăduie mângâierile cele mai îndrăznețe, la o luptă corp la corp, la violența voioasă din care ies vlăguiți cu ochii umeziți de lacrimile dorinței reprimate. Tânărul trup se smulge în ultimul moment, se retrage ca un melc în virginitatea ei. Lui Alexei îi place jocul acesta. În rezistența lerei, citește un legământ de viitoare fidelitate al unei fete serioase și înțelepte o singură dată sâșnește îndoiala. După ce a țipise un moment, Alexei se trezește în camera însorită, iar printre gene o vede pe Lera, deja trezită, lângă ușă. Ea se întoarce și, crezându-l dormit, îi aruncă o privire care îl îngheață. I se pare că recunoaște privirea măștilor cu nasul lung. Ca să alunge această vedenie, sare din pat, o ajunge în pragul ușii, o trage spre pat într-o luptă făcută din râsete, mușcături ușoare, încercări de a se elibera. Când în sfârșit Lera izbutește să-i scape, Alexei nu simte exaltarea fericirii, ci o sfârșală subită, ca la final unui spectacol jucat cu deasila. Și ghicește că acest trup feminin, oferit și în același timp interzis, acest trup catifelat și împlinit aparține unei vieți ce nu va fi niciodată a lui. Ba da, desigur, se corectează el de îndată. Se poate însura culera, iar viața lor va fi ca această după amiază de primăvară. Va trebui să uite însă melodia corzilor pleznind în flăcări. Viața lor va avea sonoritatea unei muzici compuse pentru o defilare pe stadion își amintește că într-o zi încerca să-i povesească scălerei despre notele slobozite de corzile arse. Ea îi tăiase vorba cu un sfat entuziast exact acesta. Ce-ar fi să scriu un marș sportiv? În curtea blocului nu putu să evite scurta trezire a spaimei, jocul cu vapoarele. Așa i-au apărut într-o zi, pe vremea anilor de teroare, ferestrele clădirii și cele din mijlocul fațadei de la apartamentul lor, pătrățele pe care o mână invizibilă, imprevizibilă, le bifa aruncându-i pe locatari în duba neagră care venea pe la sfârșitul nopții și pleca ducându-și prada. Dimineața aflau că de acum înainte, cutare sau cu apartament, era gol. Atins, scufundat. Privirea îi lunecă pe cele trei ferestre, trei pătrățele neatinse în mijlocul atâtor naufragii vechea frică dispăruse. Fericirea de acum era prea intensă ca să-i lase vreun loc. Alexei regreta doar un lucru. Anii aceia blestemați îi am putea să reviața de o etapă foarte importantă, pe care cu greu a fi putut-o defini. Vremea primei tinereți, o vârstă visătoare, exaltată, când poetizezi femeia, îi divinezezi trupul inaccesibil, trăiești într-o așteptare înfrigurată a miracolului iubirii. Nu a parte de nimic din toate acestea. Avea impresia că din copilărie, de pe trotuară zgudui de năruirea catedralei dinamitate, fusese propulsat cu un salt brusc pe deasupra anilor de teroare, într-o viață deja adultă, la goliciunea superbului trup musculos pe care Lera îl deruia aproape în întregime, păstrând puținul rămas pentru căsătorie. Urcă scara și la fiecare etaj socoti numărul de plecări și sosiri, mai ales în toiul bătăliei navale din 37, 38, 39. Oameni smulși din somn, trăind acea plecare ca pe un vis ce se transforma în coșmar. Apartamentul acela deasupra lor, o familie, o fetiță care cu puțin înaintea plecării nocturne îl întrenise pe stradă și vorbise despre noul sortiment de înghețată ce se vindea pe bulevarde. Grăbi pasul și început să fredoneze o arie de operă din repertoriul mamei sale, o arie cu modulații pasionate, exaltante. Mama o lauzi prin ușă și veni surâzând să-i deschidă. Cu două zile înainte de concert, reveni la Casa de Cultură Ozinei pentru o ultimă repetiție. Repetiția generală, cum le spusese părinților săi la prânz. Muncit toate după amiază, repetă programul da capo al fine, apoi se opri amintindu-și sfatul mai căsii. De prea mult repetat pierzi uneori acea vibrație lăuntrică, acea prospețime, acel crâmpei de miracol sau de prestidigitație de care arta nu se poate lipsi. În fine, la fel se întâmplă cu tracul, adăuga ea. Dacă nu ai deloc, e semn rău. Pe drumul de întoarcere se gândi la teama aceasta binefăcătoare, la fiorul care stimulează. De data asta îi lipsise la repetiție. Se când în asemenea baie de aburi, se scuza el, ziua era apăsătoare, lăptoasă, foarte caldă, o zi fără culori, fără viață, fără trac, își spuse el, surzând. Mama îi vorbea și despre tinerele actrițe care declarau că nu au trac niciodată și cărora Sara Bernard le promitea cu o îngăduință ironică, mai așteptați, o să vină odată cu talentul. Chiar sub verdeața bulevardelor, toropera Jilavă băltea, îndăbușind zgomotele, învăluind arborii, băncile, stâlpii felinarelor într-o lumină cenușie cea a unei zile deja trăite și în care a intrat din greșeală. Alexei părăsea aleea principală, vrând să o ia pe o scurtătură, când deodată, dintre arborii unei alei, se desprinse o siluetă pe care o recunoscu de îndată, vecinul lor, un pensionar pe care îl vedea adesea în curte, a plecat pe o tablă de șah. Acum înainta cu un pas grăbit și mecanic, bizar, Venea drept în întâmpinarea lui și totuși nu părea să-l observe. Alexei se pregătea să-l salute, să-i strângă mâna, dar bărbatul, fără al privi, fără a încetini pasul, trecu mai departe. În ultimul moment al acestei întâlniri ratate, buzele bătrânului se mișcară încet. Cu o voce slabă, dar foarte clară, șopti, nu te du acasă. Și grăbi pasul, coti pe o mică alee transversală. Șocat, Alexei rămase o clipă nehotărât, fără să-și creadă urechilor, fără măcar să înțeleagă ce auzise. Apoi se repezi pe urmele bătrânului, îl ajunse din urmă la o intersecție, dar până să-i poată cere o explicație, vecinul șoptic continuând să-i ocolească privirea. Nu te duă acasă! Fugi! Nu e în regulă acolo!" Și bătrânul trecu grăbit, era deja pe roșu, prin fața unei mașini care claxona. Alexei nu-l urmă. Pe chipul care se îndepărta tocmai văzuse una din măștile cu nasul lung. Revenindu-și, constată cât de absurde erau cuvintele bătrânului, nu e în regulă acolo. Delira, un accident, o boală, se gândi la părinți. Bun, dar de ce nu vorbea limpede? Ezită, apoi în loc să intre direct în curte, ocoli tot quartalul, urcă în blocul de vizavi. De aici, din casa scărilor, putea vedea fațada blocului lor. La ultimul etaj nu erau apartamente, doar intrarea la pod. Știa postul acesta de observație pentru că acolo fumase prima lui țigară. În încerca același sentiment ca atunci, de vagă vinovăție. Printr-un geam îngust se vedea toată curtea. Banca pe care pensionarii își citeau ziarul sau jucau șah, iar dacă își lipeau obrazul de geam, vedea ferestrele de la camera părinților și de la bucătărie. Până aceasta îi readuse în gură gustul primelor fumuri de țigară. Așteptă o vreme cu fața lipită de geam. Știa fațada până în cele mai mici amănunte, știa până și modelul perderelor de la ferestre. Frunzișul unui tei care se înalța aproape la nivelul apartamentului lor rămânea neclintit în căldura terna serii și părea că așteaptă un semn. Pentru o seră de mai, în curte era ciudat de puțină lume. Cei care o traversau lunecau în tăcere și dispăreau rapid în somnolența străduțelor. Până și casa scărilor rămânea mută, parcă nu mai intra și nu mai ieșea nimeni. Singurul zgomot scârțitul unei mici biciclete pe care pedala neobosit un copil în jurul unui strad de campanule. La un moment dat se opri, își înalță privirea, arexei tresării, se depărtă de geamlâc, I se păru că băiatul îl fixa cu o privire precisă, dură, o privire de adult. Copilul ăsta chiar avea o față de adult, un mic adult prefăcut pe bicicleta lui. Scârțitul roților începu iarăși. Alexei se gândi că teama lui e prostească. La fel ca așteptarea în spatele unui geam prefuit, la fel ca alarma bătrânului șahis, care desigur îl confundase cu altul. Vrut să coboare imediat să se ducă acasă pentru a-și alunga teama, Tracul, se gândi el în tăcere și început să coboare scara. Însă două etaje mai jos se opri. Un cuplu intrase și începea să urce, silindul să revină în ascunzătoare. Privi din nou ferestre de la apartamentul lor, ferestrele apartamentului de dedesubt și dintr-o dată înțelese cel ține aici. În anii terorii, acel apartament cunoscuse trei plecări. Mai întâi a fost ridicat constructură de avioane cu familia. În curte se zvonea că l-ar fi denunțat chiar asistentului ca să ia postul și apartamentul. Asistentul se mutase cu familia, apucase să-și cumpere mobile de sufragerie nouă și să simtă perenitatea noii sale situații. Șase luni mai târziu, în noaptea când le-a venit rândul, s-a auzit strigătul copilului lor somnoros, își cerea păpușa preferată, pe care, în graba arestării, nu se gândise nimeni să o ia. Peste o săptămână, în locul lor, se muta bărbatul acela în uniforma securității statului. Când își întâlnea pe scară, vecinii se oprea, îi privea stăruitor, aștepta să fie salutat. Fiul lui se mâna cu un godac de mistreț. Oricum, cu forța obtuză a animalului din el, într-o zi îl lipise pe Alexei de perete și mârâise printre dinți. Ia zi, inteligenție putredă, mai clămpănești mult la furișitul ăla de pian, așteaptă puțin." până iau un ciocan și-i bat capacul cui cuie la muzicuța ta. Alexei nu le spusese nimic părinților despre asta. De altfel, puțin după aceea, spre sfârșitul lui 1938, apartamentul se eliberase din nou. Își lipi fruntea de geam. I se păru că perdelele de la camera părinților se mișcă. Ba nu, nimic. Se gândi iar la omul mistreț, la fața lui umflată, la disprețul lui și mai ales la amenințarea lui total fantezistă, desigur, dar care îi părea adesea realizabilă. Pianul, capacul țintuit în piroane mari de dulgherie. În fapt, dacă acum pândea în spatele geamului acoperit cu pânze de păianjeni, era din cauza acelui tânăr mistreț. Dispariția lui într-o noapte de decembrie îl făcuse să înțeleagă că nimeni nu era la adăpost, nici măcar învingătorii nici măcar cei care luptaseră eroic cu dușmanii poporului, nici măcar copiii acelor eroi. În clipa aceea, el văzu pe jucătorul de șah care traversa curtea cu un pas domol. Bătrânul flutură brațul salutând o femeie care își uda florile la fereastră, apoi dispărut pe una din intrări. Amorgul împiedica deja să îi se vadă expresia feței și ca răspuns la această impresie, lumina coloră perdelele de la camera părinților săi o umbră se decupă foarte familiară. Crezu că o recunoaște pe maică sa. Zări chiar și o mână, mâna ei, desigur, care trăgea perdeaua. Sunt un cretin total și ultimul dintre fricoși, își zise el umflându-și pieptul cu o senzație voluptoasă. Acum privirea ei luneca lin pe șirurile de ferestre care începeau să se lumineze, calme, aproape soporifice în pacea serii de mai jos, la intrarea blocului în care era ascuns, cineva trânti ușa. Zgomotul cheii îmbroască, voci, tăcerea. Hotărâ să mai aștepte un minut, acum doar ca să evite privirile curioase. În plus, sâmbătă am concertul, rostea în el o voce plină de încredere. Acest argument părea să alunge definitiv primejdia pe care o născocise bătrânul nebun întâlnit pe bulevard. Mă duc acasă, mai am un ceas ca să repet, până încep vecinii să bată în calorifere. Aruncă o ultimă privire spre bloc. În spatele ferestrei negre de la bucătăria lor, privirea lui deja relaxată și obosită de încordare, distinse un ofițer care, de sus în jos, observa curtea. Scara îi se părea interminabilă. Etaj după etaj, într-o goană nebună urma zigzagul balustradelor care se prelungeau la nesfârșit ca printr-o iluzie optică. Pe străzi, apoi pe culoarele metroului, la gară, avea senzația că se cufundă continuu în lugubra spirală a casei scărilor, că ocolește uși ce riscau să se deschidă în orice moment, iar privirea lui ducea imaginea unei ferestre pe care se detașa silueta unui bărbat încins cu centiron. Nu alerga, se prăbușa. Căderea încetă în fața casei de bilete. Dintr-o cutie de bomboane, casiera scoase o biluță roz pe care își o vârâ în gură. În timp ce degetele ei luau banii și dădeau restul, buzele ei se mișcau sugând bomboana. Alexei o privea cu stupoare. În spatele ghișeului începea așadar o lume aproape vrăjită, cu delicioasa rutina bomboanelor, cu surâsul somnoros al casierii, o lume din care el tocmai fusese exclus. Această viață ce continua senin fără el, îl lui într-atât că nu mai fu mirat de ceea ce urmă la vila din Bor. Tatăl Lerei, profesorul, de obicei zăvărât în birou, surd la sonerie și la chemări, îi deschise aproape imediat. La 11 noaptea, Alexei nu se miră nici că bătrânul, aproape fără să-l asculte, se grebi să-i ofere o cină ce părea să aștepte pe masa din bucătărie. De altfel, la încercările lui de a-i spune ce se întâmplă cu părinții săi, profesorul a avut un singur răspuns. Mănâncă, mănâncă bine și încearcă să dormi, noaptea e un sfetnic bun. Și repetă proverbul de mai multe ori, mașinal, cu aerul că-și termină un gând întrerupt de, de sosirea tânărului. În mod straniu, deși scuturat de febră, căzu rapid într-un somn greu și scurt. Vru să se ascundă în el, cu speranța că se va trezi de cealaltă parte a ghișeului, în spatele căruia o femeie sugea o bomboană. În visul lui, ghișeul era foarte jos, aproape de sol, iar el trebuia să se aplece pentru a zări în răsuflătoarea aceea chipul care îl substituia pe cel al casierei. Era chipul lerei, însă o lera echivocă, surprinsă într-o postură rușinoasă. Îl mai vise pe bătrânul jucător de șah, stând pe o bancă udă de ploaie. Alexei juca șah cu el, dar muta piesele nu pe tabla de șah, ci pe paginile unui atlas anatomic cu imagini legate de jocul lor într-un mod neștiut. Iar somnul îi era bântuit de spaima că nu va ghici aceste legături evidente pentru bătrân. Vise la urmă siuleta Maicăsi, sii niște versuri, Apoi brusc le cântă cu o voce atât de ascuțită și disperată că se trezi cu un strigăt mut în gâtleș. Se uită la ceas, trei și jumătate. În spatele ferestrei începea să mijească de ziua. Alexei privi camera, conturul mobililor, apoi se gândi aproape senin. O să mă denunțe. Într-o străfulgerare, toate ciudățenile trecute cu vederea în ajun se legară într-o logică implacabilă. Profesorul, care nu se culca niciodată târziu, îi deschisese la primul țărit al soneriei, gata îmbrăcat. Nevastă sa, fără de care nu făcea un pas, era absentă. La fel și le era. În cameră totul era pregătit, parcă pentru a primi un oaspete. Nu, nu, nu o să mă denunțe, pur și simplu o să redeschidă. Sări din pat, se îmbrăcă, puse zăvorul la ușă, încărecă pervazul ferestrei pe cărarea ce ducea la un iaz unde mergea adesea la scăldat cu lera, șovăi totuși, cotis prin magazia vechi din spatele casei hotărât să aștepte. Nu a avut de aștepta prea mult. Din strada principală, ce împărțea în două loturile de vile, auzi zgomotul unui motor. Mașina se opri. În linișa nopții auzi bătăile în ușă, murmurul unor voci bărbătești și mai distinctă, pe un ton plângăreț, dar încercând să-și păstreze demnitatea, vocea profesorului. Tovarăș, mi-ați promis. E un tânăr foarte fragil, vă rog, sunt sigur că părinții lui... Cineva îi tăie vorba pe un ton enervat. Auzi, profesore, nu te băga unde nu-ți fierbe oala. O să vorbești când o să fii întrebat. Repezindu-se pe cărare, Alexei auzi un duruit ca de tobe care venea din interiorul casei. Mult mai târziu, când va descoperi cruda, smintită aplicarea vieții pentru paradoxuri, va înțelege că de fapt își datora salvarea nemților. Din luna aprilie acelui an 1941 și chiar înainte, dar mai confuz, la Moscova se vorbea despre amenințarea ce ar veni din vest. În astfel de ocazii, maică-sa își amintea de familia surorii ei care trăia într-un sat izolat din Ucraina. Rude săraci, cum s-ar zice, niciodată invitate la Moscova. Și imaginau încătunul lor, chiar lângă granița poloneză, expuși războiului din ce în ce mai previzibil. Niciodată, m-auzi, niciodată armata noastră nu îi va lăsa pe nemți să treacă granița, o întrerupea tatăl. Și chiar dacă prin absurd a izbuti să arunce câteva bombe, nu e un motiv de panică. Măsuie în mașină, trag o fugă până la sorăta și ți-a duc la Moscova câteva clipi. Acest proiect de evacuare cu mașina revenea din când în când în discuțiile lor familiale. Alexei și-a de el atunci când, spre șase dimineața, ajunse pe jos la periferia Moscovei. În minte îi zumzeiau numele unor colegi de conservator care ar fi putut să-l ajute, nume care, cântărit de unul câte unul, se dovedeau nesigure. Se gândi atunci la mătușa din Ucraina. Își aminti proiectul de călătorie cu mașina, se grăbise să se agațe de idee înainte să-i pară absurdă. Garajul era la câteva străzi de blocul lor, lipit de zidul unei mănăstiri demolate. La ora aceea, locul încă era pustiu, ușile celorlalte garaje închise. Merse pe vârful picioarelor și, ținându-și respirația de parcă ar fi vrut să prindă un fluture, întinse mâna spre o scopitură de sub acoperișul de tablă ondulată. Taică său, distrat, lăsa uneori acolo o dublură a cheii. Degetele pipăire febril fundul ascunzătorii, simțire metalul. Puse în porbagaj două canistre cu benzine păstrate ca rezervă, apoi, înainte de a se așeza la volan, privi în jurul lui. Mintea, golită de oboseală și de teamă, îi se trezi. Garajul cu becul de tavan, mirosul de benzină, obiectele pe care tatăl său le atinsese, asta să fie ultima imagine a vieților? Pietrișul scrâșni sub pașii cuiva. Alexei se așeză la volan, cu mintea golită din nou, cu inima strânsă, gata să execute șirul gesturilor știute pe de și să propulseze mașina greoaie pe ușa întredeschisă. Afară însă zgomotele fură urmate de altele, liniștitoare. Clinchete unei legături de chei, scârțâitul unei uși, plecarea. Oprindu-se la o intersecție, își dădu seama că nu mai avusese ocazia să conducă în afara Moscovei decât o singură dată, ca să o ducă pe Lera la vila din Bor. În mașină găsi un teang de hărți rutiere, printre care și cea a regiunii din Ucraina, unde trăia mătușa sa. Pe bancheta din spate erau aruncate o haină și o șapcă veche. Le îmbrăcă și mai târziu constată că, deghizat astfel, trecea mult mai ușor de posturile de miliție. Părea, mai ales din cauza șepcii, șoferul unui personaj suspus, grăbit să ajungă la domiciliul șefului. Cu cât se depărta de Moscova, cu atât marea limuzină neagră impresiona mai mult. La sfârșitul celui de-al doua zile, pe un drum de țară, întâlni o căruță. Vizitiu, un țăran tânăr, rămase cu gura căscată în fața mașinii năzărite în mijlocul lanurilor. Cu un accent foarte nazal, amestecând cuvinte rusești și ucrainiene, îi explică pe unde se o ia. Alexei era la vreo 20 de kilometri de țintă. Înainte, până la căderea nopții, apoi cotii intră pe un drum ce se înfunda în pădure. Se opri când un trunchi căzut îi bară calea. Mâncă o pâine întreagă cumpărată în orășelul prin care trecuse la amiază, se simțea amețit de hrană, de somnul care îl toropea. Pădurea din jurul mașinii părea nesfârșită vrut să știe cât era ora, să-și amintească data, să se agațe de ele ca de o geamandură în oceanul de ramuri și umbre. Culca pe banchetă, ridică brațul spre lumina ce se cernea prin frunziș. Era doar opt și jumătate seara, 24 mai. Concertul meu, șopti el trezindu-se brusc. Pe parbriz se zbătea un fluture de noapte superb, iar aripile lui acoperite cu o scriitură fină, misterioasă, lăsau pe geam dâre de polen. Și tot ca printr-un geam își imagină sala, scena luminată, un tânăr înaintând în spre pian. Într-o iluzie sfâșietoare, prez de o clipă, privi la viața care continua undeva, fără el. În zori plecă din pădure pe jos. Privi în urmă de mai multe ori, soarele dimineții inunda interiorul mașinii abandonate cu o lumină aurie părea mașina unei familii risipite printre arbori la cules de fragi. Mătușa răscultă în tăcere, îl lăsă să vorbească îndelung, se repete. Simțea că în felul acesta băiatul se va deprinde cu noua lui viață. Închiul se întoarse din oraș spre amiază, nici el nu fu mai vorbăreț. Alexei avea să înțeleagă peste mai multe săptămâni că această acceptare mută a sosirii lui ascundea dorința tacită de a-i da de înțeles, vezi, noi, țără noi, te primim cu brațele deschise, nu le purtăm ranchiună rudelor care ne-au uitat. Pentru moment însă, Alexei simțea nevoia să povestească, să fie aprobat, să-i se confirme că, oricum rămas la Moscova, tot nu ar fi putut face nimic pentru a-i săi. De asemenea, își dădu seama că îi pregăteau deja, cu câteva gesturi rapide, existența clandestină în casa lor. Această zgârcenie de vorbe și gesturi îi aminti că epidemia de frică pe care ei o cunoscuseră în 37 se abătuse asupra acestor oameni cu mult înainte. La sfârșitul anilor 20, odată cu începutul colectivizării în ținut, își pierduseră cei doi copii în foamea care urmase și nu era întâia oară că ascundeau fugari. Unchiul îl duse la una din aceste ascunzători merseră la hambar și, în lumina slabă ce trecea printre scânduri, Alexei văzu un spațiu gol, fără ferestre, fără niciun cotlon care să poată servi de adăpost. Înțelegând în nedumerirea, unchiul se râse și cu voce scăzută îi explică, e o valiză cu fundul dublu. Apăsă o scândură care cedă, iar Alexei, vârându-și capul prin deschizătură, descoperi între doi pereți din lemn un spațiu îngust de cel mult 50 de centimetri cu o laviță și o măsuță prinse de perete, o găleată, un ulcior, o strachină. Va trebui, adăugă unchiul, să-ți deprinzi nasul fiind de moscovit cu miros de bălegar. Pun bălegar împrejur în caz că ar veni cu un câine. Peste două zile, unchiul îi spuse puțin încurcat. Știu că e dureros, dar mașina trebuie să o scufundăm în lac. O să-ți arăt un loc de unde o putem împinge. Alexei învăță repede să-și mlădieze trupul, mișcările în spațiul strâm dintre pereți. Reuși să-și suspende viața secretă la jumătatea gestului atunci când, într-o zi, de cealaltă parte a pereților, se auzi o voce care îl certa pe unchi. Nu poate fi departe, nepotul l-au văzut oamenii. Ai tot interesul să ne ajuți înainte să-l găsim noi la tine în hambar." Unchiul, foarte calm, răspundea cu o voce albă. Nepotul ăsta nu l-am văzut în viața mea. Dacă îl găsiți, abia o să am și ocazia să-l cunosc." Alexei rămase încremenit. Cu oprit, la jumătatea drumului, neîndrăznit nici măcar să alunge o muscă ce îi se așezase pe frunte. Ieșea din adăpost la miezul nopții, se schimba și dezmărțea picioarele. Liniștea câmpurilor, cerul, stelele aburite de căldură... Totul îl îndemna să aibă încredere, să se bucure de viață. Totul mințea. După un timp, studiase și cea mai mică crăpătură dintre scânduri. Știa ce câmp de observație oferea fiecare. Prin cea de deasupra măsuței putea vedea o fâșie îngustă din drumul ce lega satul de centru de comună. Prin cealaltă, de lângă laviță, la vedea un gard din crengi uscate. Într-o zi, sub gardul acela văzut un om adormit, beat, prăvălit ca și cum ar fi fost culcat de un glonte. Poalele hainei se întindeau în colbu drumului, sfărăitul bețivului ajungea până la el. Trupul acela năruit exprima atâta fericit nepăsare față de tot ce puteau gândi ceilalți despre el, atâta abandon în moartea lui trecătoare, atâta uitare de sine, care să-i simți o invidie violentă sau mai curând o ispită, să meargă la cadavrul ce sfărăia, să-l scotocească, să-i fure actele, să se deghizeze în hainele lui, să revină la viață sub numele acela furat. Așchiile peretelui de scândură îi înțepă obrazul. Alexei îl privea pe Bețivan ca pe o apariție miraculoasă. Insul nu-i semăna deloc, era mult mai în vârstă, roșcat, cu nasul turtit, dar gândul unui furt de identitate, absurd pe moment, îi se înfipse în minte. Într-o seară, prin una din aceste crepături, văzu cum se îndepărta căruța unchiului, el ținând hățurile, mătușa stând între coșurile cu legume pe care le duceau la târgu de duminică, la centru de comună. Noaptea, un tropă de copii te-i pătrunse în somn. sau și întors, se miră el pe jumătate, adormit. Tropotul se făcu mai greu, parcă tuna. Cu umărul lipit de scândurile peretului, simți că vibrau. Atâția cai! Îi șopti visul plin cu herghelii, al căror galop cu tremura pământul. Dar imediat, ghicind iluzia visului, sări de pe laviță, împinse scândura intrării secrete și, ieșind de noapte, văzu orizontul în Valurile de bombe răsunau acum mai distinct, într-o cadență ce devenise regulată. Foarte jos, aproape atingând acoperișurile satului, trecu un avion, apoi altul. Părea un număr de acrobație aeriană. Drumul se umplea totuși de oameni care fugeau. Alexei se strecură grebit în ascunzătoare. În câmpul vizual, printre două scânduri, intră o femeie ce se împleticea, târând după ea doi copii somnoroși, o bătrână ce mâna o vacă și mai rapid, în sens invers, soldați ce se loveau de valurile de fugari. Apoi, în mai puțin de un ceas, fumul, răpăitul gloanțelor ce mușcau tencuiala de pe ziduri și, brusc, masa aceea de metal asurzitoare care trecu razant pe lângă hambar și brăzdă cu șenilele grădina abia udată rajun de mătușă sa. O vreme rămase rungi la pământ, Ici și colo, de postului erau străpunși de gloanțe, apoi gama zgomotelor deveni mai simplă, mai săracă. Câteva strigăte, screșne tușenirelor, o rafală deja îndepărtată, la urmă șuieratul flăcărilor. Alexei privi prin una din găurile făcute de gloanțe. Lângă gard, exact în locul unde cu două săptămâni în urmă văzuse un bețiv adormit, zăcea trupul unui soldat cu obrazul însângerat întors spre soarele ce răsărea, vrând parcă să se bronzeze. Îi trebuire două zile ca să-și găsească omul, donatorul de identitate. Căutările în saturi incendiate șoaseră. nimeri se peste niște supraviețuitori, fusese nevoit să fugă. Pe drum găsise mai ales trupuri de femei și de copii sau de bărbați prea vârznici. La sfârșitul cerii de-a doua zile de mers ajunse la un râu. Pe mal, la capătul podului distrus de bombe, văzu un câmp întreg de luptă, zeci de soldați surprinși de moarte, în poziții când foarte banale, cadavrul acela cu picioarele îndoite, când patetice, tânărul infanterist ce și-a zvârlea brațul într-un gest de tribun, pitit în spatele mărăcinișului, Alexei aștepta cu urechea ciulită, dar nu auzit niciun geamăt. Când îndrăzni într-un sfârșit să se apropie, văzu în lumina serii chipurile celor uciși expuse cu o candoare dezarmantă. Observă că nu erau soldați germani, probabil ridicați deja de -ai lor. Le privea ochii, adesea larg deschiși, culoarea părului, statura. Din timp în timp, sub vraja morții, uita ce caută, cădea într-o indiferență de automat. Se transforma într-un obiectiv fotografic care cadra hipnotic, una după alta, acele vieți curmate. Apoi își revenea, începea iar să-și caute geamănul, culoarea părului, trăsăturile, statura. Chiar lângă râu găsi un chip ce-i semăna, dar soldatul avea părul închis, aproape negru. Își zise că putea să-și de părul blond și că pe fotografia unei act de identitate această diferență de nuanță ar fi puțin vizibilă. Cu degete tremurânde îi descheie buzunarul tunicii, scoase un livret cu stea roșie, îl deschise grebit. În fotografie, soldatul nu-i semăna deloc. Părui încadra figura cu o tușe ca de cărbune. Oprindu-se lângă un altul, remarcă asemănarea trăsăturilor, dar brusc observă că orechea stânga soldatului era sfârșiată de un glonte. Se depărtă rapid, apoi își dă seama că rana aceea nu anula într-un nimic asemănarea, dar nu a avut curaj să revină la capul însângerat. Pe celălalt mort îl găsi din întâmplare, atunci când, ca să scape de duhoarea ce plutea peste râu, intră în apă până la genunchi și începu să-și pede fața, gâtul, sub o a podului distrus, văzut trupul pe jumătate strivit al unui soldat. I se vedea doar ovalul blond al capului, o mână adusă la piept. Se apropie, se aplecă, surprins să vadă ce mult îi semăna chipul necunoscut, apucă grinda, trase de ea și sări înapoi ochii soldatului se însuflețiră, iar de pe buze ni un șuvoi rapid de cuvinte șoptite într-un geamă de ușurare în germană, apoi un jet lung de sânge. Și iarăși rigiditatea morții, cu pași mari, încercând să nu revadă chipurile cunoscute, pornit de-a lungul râului. Nu încercă să-și justifice fuga, nici să-și dea curaj, spunându-și că poate altundeva, era contaminat de moarte, gonit din trupul său de toți morții aceia pe care îi vedea în hainele lui, în timp ce se vedea pe el în ale lor. Vorbi ritmându-și pașii, vrând să se umple de ceea ce fusese înainte. Se oprinsă brusc, la distanță de ceilalți, cu capul spălat de curent, zăcea un soldat, cel pe care îl căutase. Alexei început să-l dezbrace cu gesturi ce aparțineau altcuiva, gesturi cam brutale, eficiente. Îmbrăcat, constată că îl strângeau cizmele. Se întoarse la pot și cu aceeași absență de sine scoase cizmele altui soldat. Cea dreaptă nu voia să iasă. Se așeză, privi buimăcit trupul pe care efortul lui îl mișcase din loc, se privi cu o privire exterioară, un tânăr într-un superb amurg de vară, pe râul cu maluri nisipoase lângă zecile de cadavre. Din când în când, în stufăriș, un pește notaleneș bătea apa cu un clipocit sonor. Alexei se ridică, prinse cizma lipită de picior, începus o zgâlție să tragă de ea cu violență. Nu-și dădea seama că de la o vreme plângea și vorbea cu cineva, crezând chiar că aude răspunsuri. Continuându-și drumul, se liniști. Noaptea și-o petrecu într-o căruță abandonată. În toi se trezi, aprinse un chibrit, citi numele soldatului care era de acum înainte. În buzunarul tunicii găsi fotografia unei fete și o carte poștală împăturită în două cu o vedere a palatului de iarnă. Își imagină în detaliu prima sa întâlnire cu soldații printre care trebuia să se piardă, să se facă acceptat, să nu se trădeze. Interogatorii, controale, se gândea el, și neîncrederea. În fapt, nimic din toate acestea. Pur și simplu, la intrarea într-un oraș necunoscut, pe strezile răsunând din pușcături, fu prins în goana haotică a unor soldați care fugeau din fața unui pericol încă nevăzut, care cădeau, trăgeau, aproape fără să o chească, în norul de fum de la capătul unui bulevard. Alergă alături de ei, cules o pușcă, îi imită trăgând la întâmplare, le imită până și panica, deși pe moment nu o simțea, nefiind conștient nici de epuizarea lor, nici de enormitatea forței pe care încercau să o înfrunte. La căderea nopții, când un ofițer izbutit să adune câteva rămășițe al armatei risipite, Alexei constată că soldații veneau din cele mai diverse unități, din companii nimicite, din regimente decimate. Era așadar unul ca ei cu diferența că uneori mai mult se temea să-i scape adevăratul său nume decât să nimerească sub gloanțe. Frica aceasta, concentrarea cu care copia gesturile celorlalți, făcură ca, în primele săptămâni, să nici nu aibă sentimentul că e în plin război. Iar când în sfârșit putu slăbi coarda aceasta întinsă în permanență, se descoperi în pielea soldatului îmbătrânit, zgârcit la vorbă și respectat pentru sângele rece, un om printre mii de oameni ca el, indistinct în coloana ce mărșăluia pe un drum noroios, îndreptându-se spre greul războiului. În primii doi ani de front, Alexei primi patru sau cinci scrisori adresate celui căruia îi purta acum numele. Nu răspunse și se gândică prin minciuna lui le da mai multor oameni forța de a spera, tăria de a supraviețui. De altfel aflase de mult că, în război, adevărul și minciuna, generozitatea sau asprimea, inteligența sau naivitatea, nu sunt la fel de clare ca în viața de până la el. Imaginea cadavrelor de pe malul râului îi revenea adesea în minte, însă oroarea acelor momente își dezvăluia acum fața ascunsă dacă n-ar fi umblat printre morții aceia, cu siguranță că tânărul moscovit care era pe atunci ar fi cedat psihic la primele lupte, la vederea trupurilor sfârtecate. Cisma smulsă cadavrului fusese pentru el ca un vaccin dureros, dar inevitabil. Iar uneori, în sinea lui, recunoștea că, pe lângă mortul acela descălțat, măcelurile la care era martor îi se păreau mai ușor de suportat. Într-o zi când furănit prima oară, descoperi un alt paradox. Venit printre soldați ca să fugă de moarte, risca o moarte mult mai sigură decât într-un lagăr de reeducare, unde ar fi ajuns după arestarea părinților săi. Mai la adăpost ar fi fost în spatele sârmei ghimpate, într-un lagăr, decât în posesia acestei libertăți mortale. La fel, n-ar fi crezut vreodată că în răstimpul unei săptămâni, Convalescent, cu brațul încă bandajat, în spitalul răsunând de gemete, va fi posibil să iubească, să se apropie de o femeie, cu sentimentul că știe din dintotdeauna ochii, vocea ușor voalată, trupul. Dar mai ales, dacă în fosta lui viață, la Moscova, un prieten ar fi vorbit de o asemenea iubire, Alexei i-ar fi râs în nas. Ne văzând nea decât un șir de acuplări grebite, de tăceri stupide între o infirmieră și un convalescent care aveau de oferit doar trupurile lor. Și ar fi râs de aceste detalii comice, de roman și ropos. Buchetul zburlit, cules cu mâna teafără pe marginea drumului, cerceii cu poleala de aur, ștearsă, degetele negrite de tinctură de iod ale femeii. Toate acestea au fost cu adevărat în săptămâna de convalescență. Spitalul care, înaintea ofensivei în pregătire, trăia un răgaz de câteva zile în așteptarea noilor convoaie de reniți. Mirosul greu de sânge și de carne zdrobite. Femeia, cu 15 ani mai mare decât el, care părea să simtă iarăși că există anotimpuri. Că suflu cald al țărânii, florile albe de liliac se cheamă primăvară. Că un bărbat, soldatul cam stângaci cu care începuse într-o zi să vorbească, putea să-i devină foarte apropiat, că deveneau foarte apropiați fără voia ei, fără voia lui, în ciuda grozeviei din jur. Iar când el o surprins într-o seară, pe drumul ce ducea de la spital la izba unde locuia femeia, apărându-i în față cu brațul bandajat și cu buchetul de flori, ea simți că vocea ei se neacă. E prima oară că el nu o lăsă să se termine, se grebi să glumească, să o facă să râdă. Apoi tăcu și în săptămâna rămasă până la plecare, încercă să-și astâmpere foamea de trupul ei, să soarbă tot cei i dăruia ea. Nu izbuti. Probabil se gândea el din cauza brațului care încăldurea. În tranșee, această sete nepotorită va reveni amplificată. Acum dorea până și colbul drumului care ducea la izbă, ar fi făcut orice să poată măcar atinge făgașele călduțe luminate de soarele asfințitului și reflexul stropilor care, după o scurtă aversă nocturnă, lunecau pe acoperi și, ar încădere, captau lucirea lunii. Va înțelege că dorea până și mirosul amar de tinctură de iod, degajat de palmele puțin cam aspre, a căror mângâiere o simțea și acum pe obraz. Mirosul acesta rezistă în timp, mai mult decât amintirea trupească, ștearsă de vederea atâtor corpuri fără viață, de întâlniri grăbite cu femei ce nu îi lăsau nici amintirea unui chip, nici un talisman ca acea tinctură de iod. Singurele momente în care îi revenea teama de a fi demascat erau acelea când avea șansa, pentru el ghinionul, să fie propus pentru o decorație. Mai ales când era vorba de un ordin, comisia verificat trecutul militarului, să nu fie vreun fost ținut sau un individ exclus din partid. Alexei învățase de mult să pară un individ cenușiu, și cu toate că adesea pornea la atac primul, știa să dispară la sfârșitul lui, când comandantul își nota numele celor mai bravi. I se mai întâmplă să audă muzică. Muzici militare sau, uneori, la popasuri, tânguirea veselă a unui acordon. Pândind în sufletul său o reacție sentimentală constata că nimic de genul acesta nu răzbătea la suprafață. Nici o emoție specială care să amintească de tinerețea lui de pianist. Piane. Văzu unul în orașul lituanian unde ofensiva a regimentului său se împotmoli o săptămână întreagă. Înaintea le erau oprite de numeroși trăgători de elită care țineau sub foc toate intersecțiile și ucideau ofițerii după o selecție precisă și tehnică. Unul din trăgători era ascuns într-o clădire cu geamuri sparte de suflul explozilor, la al cărei parter se vedea un salon cu fotorii de pluș și un pian cu coadă. La vreo sută de metri distanță, Alexei stătea lungit în holul unei clădiri și, din timp în timp, preț de o secundă, scotea în cadru ușii momeala, un oval din placaj cu o caschetă de ofițer și sub ea două rondere decupate dintr-o cutie de conserve un ofițer privind cu binoclul, ținta preferată al lunetiștilor. Alexei o scotea și o trăgea rapid înapoi cu un fuierat scurt, semnalul pentru cei doi camarazi care la ultimul etaj țineau strada sub observație. Glonțul lovi când nu se mai aștepta. Ridicatul momenii devenise un gest mașinal. Trosnetul placajului fu acoperit imediat de rafale pornite de la ultimul etaj, apoi de tropăitul cizmelor pe scări, L-am pleznit!" strigă soldatul care ducea o mitradiere pe umăr. Glonțul găurise placajul exact deasupra celor două rondele din tinichea. Au privit gaura, au atins-o, au izbucnit în râs. Apoi, trecând strada, s-au dus să recupereze arma neamțului. Alexei se opri lângă pian, își lăsă o mână pe clape, ascultă, închise capacul. Bucuria de a nu simți în el prezența unui tânăr pasionat de muzică era liniștitoare. Își privi mâna, degetele pline de cicatrice, de zgrieturi, palma cu bătături gălbui, mâna altui bărbat. Se gândi că, într-o carte, un om în situația lui ar fi trebuit să se repeadă la pian, să cânte, uitând de toate, să plângă, poate. Surâse, gândul acesta, ideea aceasta livrescă, era probabil unicul fir care îl mai lega de trecut. Ajungându-și din urmă camarazii, întâlni privirea fără viață al unetistului german întins pe parchet și, și spuse că pentru omul acela el era doar un ofițer rus imprudent, căruia îi scripeau lentilele binoclului. Ofițerul de placaj, cu ochii decupați dintr-o cutie de conserve. Spera să treacă prin acest război fără a atrage atenția asupra identității celui căruia îi trăia acum viața. Voia să fie șters, lipsit de relief sau personalitate, cam ca ovalul acela din placaj. Însă războiul cu fanteziile lui, care totuși nu-l mai mirau, hotărâs să-și pună pecetea pe fotografia unei tânăr blond cu care se mâna atât de mult. A urmat a doua rană, cu mult mai gravă decât cea din tâi, și, după două săptămâni între viață și moarte, prima imagine, într-o oglindă, când îi schimbau bandajele, un craniu golaș, fără vârstă și o cicatrice coborând pieziș de la linia părului spre tâmplă. Făcu orice ca să nu fie demobilizat. Se prefăcu sănătos în ciuda durerii surde, persistente, ce îi pătrundea toate celulele, în ciuda tăcerii de moarte ce îi invadase gândurile. Medicul îi vorbi ca unui copil ce se agață de mâna mamei care trebuie să plece, Ascultă, stai o lună la tine în sat, mănânci bine, prinzi ceva greutate, pe urmă mai vedem. Alexei voia să rămână nu din cine știe ce spirit de abnegație eroică, ci pur și simplu pentru că nu avea un loc în care să se ducă. Drumurile încă erau înghețate. Era un în început de martie cu soare zgârcit. Alexei mergea pe jos, uneori urca într-un camion, cobora într-un sat, spunând i șoferului că locuiește acolo, își continua drumul pe jos. Din când în când, oprit în mijlocul câmpurilor pustii și albe, în mijlocul acelui pământ sfârtecat de război, adulmeca aerul, crezând că simte o adiere călduță. Ghicea că stropul de viață ce mai pulsa în el era concentrat în adierea aceea vag primăvăratică, în lumina ușoară și vaporoasă a soarelui, în mirosul apelor ce se trezeau sub zăpadă. Și nu în trupul lui descărnat, ce nu mai simțea nici șficuirea vântului. În mod confuz, își dădea seama că drumurile acestea, oricât ar fi ocolit, îl duceau înspre Moscova. Sau mai curând, spre un oraș nebulos, nocturn, spre un loc încețoșat de somn, o casă a scărilor, ultimul etaj, cartoane vechi întinse pe jos, un calorifer cald de care să-și patreze spatele, unde se rămână mut, nemișcat, fără să ceară nimic, conștient că acolo e singurul lui adăpost pe pământ, capătul rătăcirii sale fără sfârșit. În ziua aceea, mergea la marginea unei păduri de braz ce-și păstra aspectul iernatic, închis și împovărat de zăpadă. La o cotitură în față îi apăru o femeie, mergând în aceeași direcție și trăgând după ea o sanie. Grăbi pasul, bucuros că nu e singur pe drum. Gheața scârția sub cizmele lui, însă femeia nu întoarse capul. Se pregătea să-i vorbească, dar deodată recunoscu obiectul de pesanie. Un mic sicriu din scânduri negeluite. Nu era îmbrăcate în pânze ieftine, după obicei, și nici măcar vopsite. Scândura îi aminti lădițele de obuze se salutară în tăcere și merseră alături. Cimitirul sub zăpadă semăna cu o poiană. Mormântul părea săpat în dimineața aceea. Era puțin adânc și deja albit din insoare. Lopețile de țărână înghețată pe care le arunca femeia loveau lemnul sicriului cu o sonoritate vie. La sfârșit, Alexei se aplecă să pună ultimii bulgări pe movilița de pământ. Când vrut să se ridice, arborii, silueta femeii, crucile, țișniră într-o curbă rapidă, zburând spre golul parid al cerului. Nu a avut senzația de cădere. Își recăpătă cunoștința în mișcarea aceea lină, fluidă. Văzu liziera crenelată a pădurii ce defila încet în dreapta lui, apoi, ridicând puțin capul, observă mai întâi, fără a înțelege, două picioare, cizmele grele, soldățești, ce lunecau pe drumul înghețat. Gici că trupul inert pe care femeia altera în sanie era chiar el. Cizmele lunecau când pe călcâie, când pe o parte. Cu pleoapele pe jumătate închise, urmărea cursa aceea care îl scutura puțin și simțea că nu-i aparține nimic, nici umbra înghețată care era trupul acela, nici ceea ce vedeau ochii săi, nici ceea ce se vedea din sine însuși. Din el nu rămânea nimic. În fața unui orcuș, femeia se opri să-și tragă sufletul. Se priviră îndelung, nemișcați, înțelegând totul. Ea pleca dimineața la vreo 10 kilometri de sat, unde până noapte un furnicar uman forfotea pe malul abrupt al unui fluviu în jurul unui pod în construcție. Practic erau doar femei. Munceau nemâncate, notând în la de lut și de gheață multe din ele scuipau sânge în roșin zăpada. La sfârșitul lui martie, cu orice preț, primele convoaie militare trebuiau să treacă pe pod. Era, li se spunea, ordinul personal al lui Stalin. Ea aducea pâine, pește uscat și mai ales, cum le numea surâzând, darurile pădurii, semințe de pin lăstar de brat pe care îi punea în fiertura de hrișcă. Cu mire. El se simțea din ce în ce mai distinct de vânt, de țărână, de frigul în care fusese pe punctul de a se pierde. Dar și mai surprinzătoare era simplitatea acelei fericiri, conturul călduț al trupului femeii atingându-l noaptea pe al lui. Doar linia aceea, o frontieră blândă, vie, mai solidă decât orice alt adevăr al lumii acesteia. Într-o noapte se trezi Văzut că e singur, auzi în spatele ușii un acces de tuse care se domolea. Adesea, femeia a plecat de lângă el ca să-și ascundă boala. Alexei rămâne alungit, cu ochii deschiși, simțind cu intensitate viața revenită în el, plăcerea de a respira, agerimea regăsită a privirii. Luna, fiind decupată în întuneric, lăsa să se ghicească o noapte diferită, vestind întâia adiere călduță a primăverii abia dacă se recunoștea în acea revenire. Era alt om, un bărbat, se gândea el, culcat lângă o fereastră, într-o casă străină, într-un sat de negăsit pe vreo hartă, un bărbat care a văzut atâția oameni murind, care a ucis adesea, care a fost la un pas de moarte și care acum privește semiluna în văzduhul călduț. În spatele ușii, tu se-a pornit din nou înnăbușită într-o batistă se gândi la suferința femeii care îl primise, la epuizarea și la boala ei, își dădu seama că era prima dată când se gândea la ea și că acesta era semnul propriei lui vindecări. Se gândi că trebuie să existe un cuvânt pentru a exprima, o cheie pentru a înțelege suferința aceea și luna aceea și viața lui pe care nu o mai recunoștea și mai ales simplitatea cu care două ființe își pot dărui nu, nu iubirea, ci pacea aceea, regazul acela, uitarea aceea, constând în simpla căldură a unei mâini. A doua zi se duse până la șantierul podului. Ziua gâlgâia de soare, de pâraie eliberată de zăpadă. Încă slăbit, avea totuși senzația fericită de a călca pământul cu un pas elastic. Construcția se apropia de sfârșit. Muncitoarele pregăteau drumul de acces. Din mulțimea lor urca un vacarm de voci regușite, de tuse, de înjurături. Plecă, de teamă să nu-l vadă de femeia care îl vinde case, sau mai curând, ca să nu vadă el, în mijlocul forfotei de pufoaice murdare de pământ, printre chipurile subte de foame. La intrarea pe pod, aternat între doi stâlpi, citi o lozincă: Totul pentru front, totul pentru victorie. O săptămână mai târziu, Trenul care îl duce la regiment trecu pe podul acela. Același furnicar uman acoperea malul sub rafale de ninsoare udă. Alexei se gândi că de acum înainte a înfrunta gloanțele va avea pentru el un înțeles personal. Nu de bravură ca înainte. Va însemna pur și simplu sfârșitul războiului și totodată pentru femeile acelea sfârșitul calvarului în noroi, în jurături, desnădejde. Și mai erau cuvintele auzite întâmplător în discuția unor ofițeri. După victorie, e sigur, va fi o amnistie. Or să-i eliberezi pe cei închiși înainte de război. În toiul luptelor din acel ultim an de război, se surprinse adesea repetând lăuntic aceste cuvinte, interzicându se să se gândească la ei săi și gândindu-se numai la ei, ca într-o rugăciune inconștientă, înainte de război. Rugăciunea asta se rostea probabil în el atunci când la un popas văzu câțiva tineri soldați care, ca să-și omoare timpul, se distrau hărțuind o veveriță. Vietatea terorizată serea în mijlocul unui plâc de plop subțiri și înalți, iar soldații beți de fericire scuturau trunchiurile gonindu-o de la un arbore la altul. Până la urmă, veverița căzu la pământ, ucisă nu de cădere, ci de o ramură care o lovise ca un bici. Soldații au cules-o, s-au distrat o de coadă și, învârtindu au aruncat-o. Înainte de război, Alexei, o de jos, simți un pic de căldură sub blănița din căușul palmenor sale. Soldații coborau spre râu, după joc li se făcuse sete. Alexei ghici deodată în el prezența unui alt om. Prezență uimitor de sensibilă, sub platoșa de nepăsare și asprime, pe care își o durase zi de zi în luptă, înainte de război. Întrebarea unui ofițer îl surprinse în această viață uitată. Ia zi, Malțev, știi să conduci? De undeva, de departe, Alexei răspunse absent. Da, aveam permis. Dacă n-ar fi avut în palme trupul călduța al veveriței, ar fi spus nu cu o prudență devenită reflex cel căruia îi purta numele acel Serghei Malțev, venise pe front dintr-un sat pierdut și era foarte puțin probabil să fi fost automobilist. Totuși răspunse, tot absent și tot cu vocea lui de altă dată, înainte de război. Astfel ajunse să-l înlocuiască pe șoferul renit al unui general, al acestui Gavrilov, căruia până atunci îi știuse doar numele. O veveriță? Răspunsul imprudent dat ofițerului noua lui misiune care probabil îi salvase viața în lunile însângerate ale ultimelor bătălii, soldații tineri și veseli care hărțuiseră veverița, cei mai mulți uciși între timp, defilarea orașelor în ruine și a orașelor intacte păstrate în curățenia lor europeană, cerul vuin de bombardiere și cerul liber cu provocatoarea indiferență a norilor, a păsărilor, a soarelui se gândia adesea la toate acestea, conștient că fluxul haotic al vieții și al morții, al frumuseții și al ororii, trebuia să aibă un sens ascuns. O cheie ce le ritma într-o armonie tragică și luminoasă. Dar totul rămânea accidental. De pildă, explozia care într-o zi le aruncă mașina de pe șosea, îi asurzi, îl siri să care pe generalul contuzionat, să umble ore întregi într-o pădure umedă, brăzdată de mici torente reci ca gheața. Când generalul își reveni și află că Alexei, atins el însuși de o schijă, îl cărase kilometri în șir, îi spuse pe un tom solemn printre lacrimi, Uite, Malțev, să știi că de acum înainte ești ca și fiul meu. Alexei îl ascultă stingherit de această efuziune. Îl intriga un singur amănunt. Numele unui oraș, zărit pe un panou indicator când traversa o șosea îndoit sub greutatea generalului, Salzburg. Acolo, pe drumul acela, în ciuda oboselii și a durerii, auzise iarăși o chemare îndepărtată, acoperită de sângele care îi pulsa în tâmple și de gemetele generalului. Înainte de război și mai greu de descifrat în valul acela de întâmplări fericite sau nefericite, a fost sfârșitul războiului. Nici el, nici generalul nu-l remarcaseră. Divizia lui Gavrilov lupta în Austria, unde războiul continua mai bine de două săptămâni după victoria sărbătorită la Berlin. Mașina generalului străbătea drumurile mușcate de obuze. Vedeai soldați care se aruncau în lupte corp la corp, Comandamentul răsuna de voci regușite ce urlau ordine în telefoanele de campanie. Apoi, într-o după amiază, când se făcu liniște, Victoria era deja departe și un tânăr locotenent cu mâna pe portiera mașinii îl opri pe Alexei cu această interpelare glumeață și banală. Bă, malțev, de două zile te caut. Cum faci tu pe grozavu în limuzina aia? Nu-ți mai recunoști vechi prieteni? Continua să glumească în timp ce, în spatele împunsătorilor, Alexei încerca să ghicească trecutul pe care îl ignora. Prietenul ăsta a fost coleg de școală, viața în satul natal. Pe păi, ai tăi nu mai știu ce să creadă, toți se credeau morți, sau dispărut. De ce nu le scrii pramatie? Bun, cum ne lasă la vatră, ne întoarcem și tragem un chef, de acord? Și nu-ți fă sânge rău pentru cicatricile alea fetelor să te pleacă și așa, ba chiar mai mult, trăi iluzia unei treceri directe de la Viena la Moscova, ca și cum străzile celor două orașe s-ar fi prelungit unele în altele, fără frontiere. Întâlnirea cu locotenentul, spaima de viața aceea care îl pândea, viața furată unui mort, au condensat săptămânile revenirii în țară, au confundat cele două orașe, i-au aruncat mașina de pe grabă în direct pe arbat. Iar atunci când, într-o zi, după ce îl lăsase pe general acasă, parcă mașina și porni pe jos pe bulevardele înverzite. Moscova îi se păru cu mult mai ireală decât orașele străine prin care trecuse. În curte, un copil mergea cu bicicleta în zigzag în jurul unei lezi cu nisip. Roții le repetau la ascuțit de odinioară. Pentru o clipă, Alexei crezu că nici copilul nu se schimbase, că era același băiat care, într-un trecut devenit incert, își se privirea spre un tânăr ascuns în spatele unui geamlec prăfuit. Pe o bancă, un jucător de șah se concentra asupra mutărilor. Același, un altul, la capătul băncii stătea un bărbat, însă tânăr și invalid, nu avea un picior. Citea o revistă umoristică, iar la răstimpuri izbucnea în râs. Se vedea că era obișnuit cu starea lui și că studiase pozițiile cele mai comode pentru trupul său mutilat. La fiecare hohot, jucătorul de șah tresărea, se îndrepta, privea țintă chipul amuzat al soldatului, fără să înțeleagă. Alexei își trase cascheta pe frunte, urcă scările. De la un etaj țâșni un câr de copii, se ne în jos într-o cascadă zgomotoasă. Își dădu seama că anii scurși îl mascau mai bine decât cozorocul caschetei. Pe perete lângă ușa apartamentului lor văzut trei butoane de sonerie, trei dreptunghiuri de carton cu nume scrise pe ele. Un apartament comun. Coborând curte, reperă pe fațadă două ferestre, bucătăria, camera părinților. La amândouă atârnau rufe puse la uscat, multe și fedurite. Această irezistibilă tenacitate a vieții i se păru în același timp înduioșătoare și inutilă. La Moscova, în primele săptămâni, auzi adesea vorbindu-se despre deținuți amnistiați, care, fără să aibă dreptul de a reveni în marile orașe, se puteau stabili în Ural, în Siberia, în Asia Centrală. Și imaginea pe ei săi într din aceste locuri izolate, își spunea că, în timp, făcând investigații prudente, i putea regăsi. Și că, de acum înainte, singura piedică în calea regăsirii rămânea falsa lui identitate. Generalul fă avansat din nou, iar acum lucra la Ministerul Apărării. Probabil își uitase promisiunea de a-și trata șoferul ca pe un fiu, dar rămânea binevoitor și chiar într-o zi de octombrie, ajuns la domiciliul său, îi propuse Știi ce? Urcă și tu până sus. Am de căutat mai multe hârtii, o să dureze." Da, da, doar nu să stai să îngheți în mașină pe vremea ca asta." Urcare în apartament. O menajeră vârstnică tăcută îl duse pe Alexei într-o cămăruță de lângă intrare. Îi aduse un pahar de ceai. Încăperea jumătate vestiar, jumătate de bara, avea o fereastră îngustă, în spatele căreia pluteau fulgii primei ninsori. Imediat se simți foarte bine în cotlonul acela, ca și cum în sfârșit s-ar fi întors acasă. Distrat, urmărea lunecarea fulgilor care păreau să zboare într-o zi de demult peste un oraș uitat. Și ceaiul avea gustul de odinioară, și liniștea din apartamentul spațios, la căderea serii, și prezența nevăzută a menajerei pe care o auzi suspinând în bucătărie. Și deodată, înnăbușite de coridor, ezitante, câteva note, apoi o întreagă frază sonoră, apoi muzica. Ieși din odăiță, înainte pe coridor câțiva pași, se opri. Îi era suficient ce vedea. Rochea aceea dintr-o catifea albastru închis, reflexul părului de culoare deschisă, mâna dreaptă pe care o vedea cum luneca pe acute, mâna stângă pe care o ghicea fără să o vadă. Rămase nemișcat în semintunericul coridorului, sprijinit de perete, conștient că în clipa aceea Universul atinsese perfecțiunea. Din soara din spatele ferestrei, misterul acelui apartament necunoscut, muzica și mai ales imperfecțiunea ei, căci mâinile se loveau din când în când de un ghem de note greu de descâlcit, reveneau, își reluau elanul. Aceste ezitări o simțea, erau necesare împlinirii ce tocmai înflorise. Nu mai era nimic de adăugat, decât, poate, privirea pe care o aruncă bătrâna menajeră în timp ce traversa tăcută coridorul, o privire rapidă ce îi se păru binevoitoare și tristă. Nimic mai mult. Aceste minute, care lui ar fi fost suficiente, se prelungiră, totuși aducând noi așteptări în aceeași cămăruță, apoi prima întâlnire. A, dumneata era, da, papa mi-a vorbit despre dumneata." apoi altele, frumusețea chipului deschis și surăzător al fetei de 17 ani, finețea mâinii ei la prima lor atingere, Stela, mama a ținut să pună numele ăsta, cu patronimul meu de Vasilevna mi se pare îngrozitor de comic, nu-i așa? Certitudinea că albastru închis al catifelei era substanța însăși, evidentă și în același timp încifrată a fericirii și că celelalte elemente erau fulgi din spatele ferestrelor, începutul de crepuscul, notele uneori ezitante, trădând slăbiciunea juvenilă a degetelor. Trăia această iubire în trecut, tras înapoi în anii de teroare când întâlnea doar măștile cu nasul lung, cei trei ani ai tinereții când ar fi trebuit să trăiască exact ce îi se întâmpla acum întâlnirea cu o fată de vârsta lui, o primă iubire. Alexei avea acum 27 de ani. Însă cu fata de la pian, chestiunea vârstei era fără obiect, că se simțea în afara curgerii obișnuite a zilelor, într-un timp dedublat, într-un vis care îl făcea să retrăiască cei trei ani petrecuți în mijlocul măștilor. Uneori se trezea, își observa viața privind o parcă de după balustrada unei scări, simțea un vertij. Atâția vii, atâția morți îl separau de fata de la pian. Își trângea pumnii, degetele puternice, brăzdate de cicatrice, își amintea că mâinile acelea au ucis, au învățat să mângâie cu dezinvoltură trupul feminin, trupul femeii aceea cu ochi de un galben felin, întâlnită la aniversarea unui prieten la sfârșitul verii, femeie pe care o posedase pe jumătatea dormită, beată, aproape cu dezgust pentru trupul acela planturos, indiferent și leneș. Amintindu-și l își spunea că ar fi fost mai bine să rămână în mașină, să refuze invitația generalului. Însă încă măruț sau unde ceul, bea ceaiul și pe care generalul, marinar în tinerețea lui, o numea Gabie, Alexei uita totul. Se făcea una cu unduirea ninsorii, cu ecoul notelor, cu așteptarea pașilor iuți și a vocii care spunea ei, dar ce stai acolo pentru neric? Vino! Stela, la i lângă ea, începea să cânte. Uneori îl ruga să întoarcă paginile partiturii. Am să-ți fac semnite așa cu bărbia. El întorcea paginile, îi observa chipul prefăcându-se că pândește semnalul. Uneori arunca o privire pe partitură, dar fără să-și oprească ochii pe ea. Stela găsi în el un subiect de visare, ci se lăsa modelat ușor de imaginația ei de fată tânără. Despre acest Serghei Malsev credea că știe destul. Originar dintr-un cătun, bărbat de 27 de ani, aproape un bătrân pentru ea, care avea doar 17, cu cicatricea aceea oribile care îi brăzda fruntea. Un bărbat care, în chip evident, nu era cel așteptat în taină de ea. Și totuși, pe de altă parte, era destul de enigmatic un bărbat care cu siguranță făcuse multe cuceriri feminine, dar care, spunea tatăl Stelei, undeva la periferia înzepezită a Moscovei, un bărbat tăcut care adesea l ducea pe general acasă la căderea nopții și dispărea apoi în noapte la volanul limuzinei negre, afară de ploaie sau viscol. În acele momente îi venea ușor să și-l imagineze în hainele unui necunoscut misterios, remodelându-i într-un chipul și destinul. De altfel, nu spusese papa că în timpul războiului șoferul ăsta îi salvase viața? Puțin câte puțin se lăsă furate de propriul ei joc. Avea nevoie de bărbatul care își bea ceaiul în gabie. Simțea nevoia să-l cheme, să-i privească și să-i uite chipul, să nu-l mai vadă în uniforma de soldat, să-și îl imagineze parid, fin, frumos. În felul lui era, dar altfel să îmbrace umbra aceea în negru, să o împingă în scenă, în intrigile născocite de ea în ajun. În rest, nu-i cerea acestui figurant decât să-i asculte gamele, să întoarcă paginile partiturilor. Într-o zi, el părut să nu observe gestul energic al bărbiei, semnalul convenit. E se opri din cântat. Îl văzu stând pe scaunul de lângă ea, foarte drept, cu plăpere strânse, Prins parcă de un spasm dureros. Nu te simți bine? în întrebă ea speriată, atingându-i mâna. El deschise ochii, okay, mormăi, ba da, ba da, e în regulă. Privind țintă la degetele care i atingeau ușor mâna. După o secundă în care nu știa ce să facă, ea exclamă: Am o idee genială, o să te învăț să cânți un pic. Ba da, nu, e foarte simplu, un cântecel pentru copii atât. Melodia se numea Soldățelul de Plumb. Alexei se dovedi un elev stângaci, puțin înzestrat. Stela era adesea obligată să tragă de degetele țepene, să îi le pună pe clapa potrivită. Soldățelul de plumb îi permise să-și diversifice jocul. Bărbatul pe care îl avea la dispoziție putea fi muștruluit, măgulit, chinuit cu grație, lăudat pentru un arpegiu bine executat, consolat pentru o greșeală descoperea una din cele mai vii plăceri ale iubirii, acea de a-l supune, de a-l manipula pe celălalt și cu învoirea lui entuziastă de a-i repi libertatea. Tăcerea acelui bărbat care își bea liniștit ceaiul așteptându-l pe general nu mai putea mulțumi. Acum vroia să-l facă să vorbească, să-și povestească viața, anii de război, ca să se minuneze ori să fie geloasă ascultându-i istorisirile. Într-o zi, descusut cu insistență, el încerca să-și sondeze trecutul războinic și se simți descumpănit în fața acelor amintiri în care totul se termina cu despărțiri, cu singurătate, cu moarte. Ghicea că fata aștepta de la el o poveste de iubire pe fundal de război, dar memoria lui se zbătea între trupuri de bărbați mutilate și trupuri de femei posedate pe fugă și cufundate în uitare rămânea tintura de iod pe mâinile unei femei. Dar cum se vorbească despre asta și mai ales fetișcanei care îl privea cu ochii larg deschiși? Se vorbească despre el? Dar cine era el? Soldatul care, după o luptă corp la corp, se spăla într-o băltoacă iar apa se înroșea de sângele lui sau de sângele celui pe care îl ucisese. Sau tânărul care trăgea de un mort încercând să-i scoată cizma. Sau celălalt pândind în spatele ferestrei prăfuite într-o altă viață, într-un trecut interzis? Nu. Lucrul cel mai adevărat în toți anii aceia fusese ziua când își pierduse cunoștința la cimitir, când, într-un fel, era mort, atunci când între el și lume nu mai exista decât linia aceea incertă, o necunoscută dormind lângă el și dăruindu-i căldura ei. Hărțuit de întrebările fetei, Alexei începu atunci să-i vorbească despre veveriță. Un popas undeva, o zi frumoasă de primăvară, vietată ce zboară dintr-un arbore într-altul. Își aminti brusc sfârșitul istoriei, se opri, se încurcănă scocind un vag deznodământ fericit. Stela surse cu un aer îmbufnat. Papa zice că te-ai luptat ca un erou, iar dumneata o veveriță. Uh, uh, uh. El tăcea, amintindu-și căldura blăniții mătăsoase în căușul palmelor lui. Tot ce urmase era legat, înțelegea acum, de vietatea aceea chinuită și repartizarea ca șofer la general și foarte probabil supraviețuirea lui și venirea la Moscova și întâlnirea cu stela care îl tot zgânderea, Ea bărmii comul omul acesta pe care credea că îl îmblânzise, domesticise, ascundea în trecutul lui, ca într-o subterană cavernoasă, fapte de nemărturisit, umilințe, dureri, iar faptul că stătea în fața ei încurcat și fără a-și găsi vorbele, îi da un aer copilăresc. N-am vrut să te din contră, iar veverița aceea era foarte amuzantă, spuse ea punându-și mâna pe mâna lui, care încă ținea ceașca de ceai rece. Momentul se prelungi. În spatele ferestrei, Amurgul se stingea într-un albastru închis. Crenși de promoroacă șerpuiau pe geamuri. Undeva, la capătul coridorului, se auzea vocea generalului bombănind la telefon. Ea îi scutură și mâna, vrând parcă să-l trezească. Acum o să repetăm soldățelul nostru. Ce zici? Ea nici nu remarcă în care moment, în săptămânile acelea geroase, povestea pe care o imagina s-a amestecat cu realitatea poate în seara când la propunerea ei au început să se tutuiască. Sau mai târziu, când s-au întâlnit în fața ușii blocului, Alexei îl lăsase acasă pe general, ea se întorcea de la cursul de muzică. Cu un pas hotărât, au urcat lângă el în mașină și au făcut un tur pe străzile Moscovei, înaintând încet prin rafalele albe. Sau mai curând în noaptea aceea. Plecați la Kiev la aniversarea unui vechi tovarăș de arme al generalului, Părinții Sterei au vrut să mai rămână o zi și au rugat-o să-l anunțe pe șofer. După ce așteptă zadarnii la gara, Alexei sună la ușa lor. Ea îl minții. Papa avea să telefoneze noaptea târziu. Alexei văzu că își pusese o roche din batis de culoare deschisă, o roche de vară, că-și ridicase buclele într-o pleptărănătură înaltă, ce-i da un aer solemn. Obrajii îi ardeau ca de febră. Cu eforturi eroice, ea simulă nonșalanța, îl invită în salon, îl pofti la cină, s-ar putea să telefoneze abia la 1 noaptea, nu-i cazul să murim de foame. Deschise o sticlă de vin, sub fină a rochiei, trupul îi tremura. Gesturile trădau emoția stăpânită cu greu, pe care încerca să o mascheze sub o detașare prefăcută. Alexei își dădea seama că totul în seara aceea improvizată fusese atât de atent, atât de febril pregătit, că nu-i rămânea decât rolul de figurant. Scena putea fi jucată și fără el, în reveriile stelei. Era însă acolo și înțelegea că, dintr-un moment în altul, îi va veni rindu să joace, să dea replica, să întrupeze un personaj în același timp real și absurd. Se apleca să ridice ba un șervet, ba o bucată de pâine pe care stela în tulburarea ei le scăpa pe jos, turna vin la ordinul teatral al mâinii ei, dar mai ales, profitând de condiția lui de umbră, o observa pe tânăra aproape dezbrăcată în rochea de vară. Brațele goale cu vinișoare parcă desenate cu cerneala albastră, gâtul roziu de emoție, talia foarte fină și când se întorcea spre bucătărie, relieful ginga și al omoplaților. Alexei îi asculta vocea din ce în ce mai sonoră și exaltată ghicea că se apropie clipa când ar trebui să-i cuprindă umerii, să-i simtă în palme omoplații delicați. Nu o dorea. Sau mai curând, era o dorință total diferită. Pentru această noapte cu ea ar fi fost în stare să se vedea retrăind toți anii de război și simțea că i-ar mai fi trăit odată doar pentru seara aceea. Dar scena care se juca acum era pentru altul, nu pentru el. Ea băuse deja trei pahare și îl privea cu o îndrăzneală agresivă și, în același timp, dezarmată, în care îl îndurera. Poate ar trebui să telefonăm, sugeră el, aruncând o privire la ceas. Nu, e încă prea devreme, îl întrerupse ea și, bătând din palme, declamă pe tonul unui prezentator de circ, iar acum programul nostru muzical. Se răsuci pe taburet, luă o partitură, îi făcu semn să vină. Alexei văzu că voia să cânte regia lui Rachmaninov, pe care o studiase de mai multe ori fără succes. Fata începu, depăși cu curajul beției primele dificultăți, eșuă la următoarea. Reluă, fără să-și mai ascundă mânia, se încurcă iar. El asculta, cu ochii pe jumătate închiși, absent. La a treia reluare, aproape disperată, și la o nouă ezitare, Alexei murmură fără să-și dea seama ce spune, e acolo un diez. Ea se opri, îl privi, efortul de a citi partitura îi limpezise probabil pentru o clipă mintea. Îl văzu pe bărbatul așezat lângă ea, nemișcat, cu ochii închiși. Un bărbat pe care îl se crede capabil, m-am îmbătat de-a binerea, se gândia, să spună ceea ce auzise. El părea foarte îmbătrânit, epuizat, iar cicatricea de pe frunte se congestionase, lăsând să apară punctele roz de sutură. Se trezi auzind-o că plânge. Cu coatele rezemate pe claviatură, plângea cu sughițuri, încercând să vorbească. Pot să pleci, ai mei vin abia mâine, să fi la ora nouă la gară. În ciuda lacrimilor, vocea ei păstră un ton ușor misterios. Mărturisirea aceasta o pregătise pentru spectacolul ei nocturn. Apoi a fost la sfârșit cealaltă seară, în martie, când străzile, casele au dispărut sub viscol, ultimul din anul acela. A fost și ultima oară când generalul a poftit la ceai, în gabie. Stela veni să-l vadă, un moment rămase reprivind furia albă din spatele ferestrei. Intrând, ea închise ușa, iar vocea maică si ajunse la ei înăbușită de coridorul interminabil. Îi spunea menajerei. Vera, de puțin la intrare cu cârpa șoferul ăsta, era umplut holul cu zăpadă. Cu o grimasă, stela făcu un gest de parcă ar fi vrut să-i șteargă vorbele, apoi se-a plecat deodată spre Alexei, care stătea pe scaun cu ceașca de ceai în mână și îl sărută. El îi simți buzele pe frunte, pe cicatrice. Pe coridor se auzea frecaturi cârpe pe parchet. A doua zi, Pleca împreună cu generalul care trebuia să inspecteze mai multe garnizoane din nord. Inspecția dură aproape o lună. Străbăteau ținuturi încremenite încă sub ghețuri pe țărmul mării albe, traversau păduri în care, pentru un moment, nu se simțea nicio zvâcnire a primăverii. Parcă venise iarna din nou, la fel cum reveniseră zilele războiului, cu coloanele de soldați pe care generalul le trecea în revistă cu tancurile ce sfârmau pământul înghețat sub șenile, cu betonul cenușiu al fortificațiilor. Pe drumul de întoarcere, cu fiecare kilometru, aveau impresia că ard etapele apropiindu-se de primăvară. Iar din iernile războiului rămase doar ghețușul pe care într-o zi generalul lunecă și își scrânti glezna. Alexei trebuie să-l care până la mașină. Îți amintești, Sergei, cum mai cărat pe front sub nasul friților, 12 kilometri, zise el și fără să o spună, se gândiră că războiul era acum cu adevărat un lucru din trecut, dacă putea râde de el. La Moscova, râsul acela primăveratic răsuna peste tot. În soarele de aprilie ce ardea pielea ca vara, în zângăritul tramvaielor pe oțelul fierbinte al șinelor, în nepăsarea de pe chipul mulțimilor de tineri pentru care războiul nu mai era decât o amintire din copilărie iar plăcerea de a rămâne afară era atât de vie că generalul nici nu se mai gândea să-l poftească sus, să se încălzească și să bea un ceai. Stela înțelegea că iarna fusese un vis lung, când vis, când coșmar, din care acum se trezise cu adevărat. În sa numită Gabie, Vera, femeia de menaj, punea la păstrare paltoanele, presăra naftarine pe blănuri. Fereastra îngustă, ciuruită de soare, era astupată cu un dreptunghi gros din carton. Cu neputință să-și imagineze în locul acela un bărbat stând pe scaun cu o ceașcă de ceai, un bărbat desfigurat de cicatricea albă de pe frunte, îmbrăcat în uniformă de soldat. Dar și mai greu era să-și-l imagineze pe străzi de primăvărate, ce mergând lângă ea, întâlnindu-și colegii de școală. A, nu, nu!" Își ieșea din fire numai la ideea acestui cuplu. De altfel, cum putu se crede că ar putea dezvălui vreodată existența acestui bărbat cercului de prieteni în care se concentra acum viața ei? Să le cina aceea cu el despre lacrimile acelea stupide? Nu, nu, noi Era un lung vis de iarnă pe care soarele îl risipise. Nu-i plăcea să recunoască faptul că visul acesta o îmbogățise că datorită soldatului ascuns în gabie, învățase o mulțime de trucuri femeiești atât de necesare pentru manipularea unui bărbat, că fusese jucăria ei, că se folosise de el. Ca să alunge aceste mici gânduri agasante, începu odată să cânte soldățelul de plumb, încercând să imite greșelile pe care le făcea de obicei și râse aproape fără să se silească. Apoi cântă valsul porumbeilor, pe care de asemenea îl repetease cu el, o melodie mult mai veselă, dar care deodată o întristă. Simți aceeași tristețe atunci când, într-o zi, îl spionă pe fereastra salonului. Mașina era parcată în fața intrării, așteptându-l pe general. Stela vedea portiera deschisă, o mână ce ținea o țigară și oglindită în parbriz pata de culoare deschisă a feței. O să-și petreacă viața așteptând, se gândia, și se simți vinovată căci pe ea o așteptau doar lucruri minunate. Această primăvară superbă, apoi după examene, balul de absolvire, apoi universitatea, voluptoasa libertatea studenției și apoi... În zilele ce o așteptau la orizont, vedea doar un val uriaș de lumină. În acele momente de compasiune simțea față de el și recunoștință. În timpul acelei cine idioate ar fi putut, nu-i așa, să o dezbrace, să ar fi putut rămâne însărcinată. Ideea era atât de groaznică, de compromițătoare pentru viitorul ei, încât își scutura capul ca să o alunge. Și începea să-l urască, pentru că, într-adevăr, aproape fără să vrea, era în stare să distrugă totul. Până la urmă, acest vârtej de regrete, de bucurie, de milă, de furie, de visuri voalate, făcea ca, prin contrast, noutatea acelei primeveri să fie și mai exaltantă adevărata viață sta abia să înceapă. În timpul acelor săptămâni sorite, Alexei o văzu o singură dată. Într-o seară, în loc să plece acasă, parcă mașina pe stradă, lângă un chioșc. Știa că în ziua aceea stela avea cursuri de muzică. Ea apăru într-un partesi ușor, traversă alea pe sub arborea aceea înverziți. Pe albastru a sfințitului Silueta îi se detașa cu asemenea claritate încât simți căldor ochii. Când fata dispăru, îi păstrând de lung imaginea, acolo, la ieșirea din alee, având în palme senzația foarte reală că o atinge, că-i mângâie conturul delicat al umerilor. Senzația era cunoscută, suplețea veveriței moarte în căușul palmelor sale. Demără pierzându-se pe străzile când albastre, când spoite cu arama topită a asfințitului. Își spunea că în viața aceasta trebuie să existe o cheie, un cod, pentru a exprima într-un limbaj concis și univoc întreaga complexitate a încercărilor atât de firești și atât de dureros încălcite de a trăi și de a iubi. Acea superbă seară moscovită, la un an de la sfârșitul războiului, pardesiul de culoare deschisă dispărând după colț, insuportabila durere și inutila fericire conținute de clipa aceea, amintirea veveriței, iar acolo, deasupra podului, albul argintiu al norilor, același care, iarna trecută, se vedea pe fereastra Gabiei. Deodată, îi se păru că ceea ce îl împiedicase adineauri să coboare din mașină, să o ajungă din urmă pe alee, era doar numele fals pe care de ani de zile îl târa după el. Cu o pornire violentă încercă să se convingă că totul depindea doar de asta. A doua zi, trimise o cerere semnată cu acest nume fals. Solicita informații în legătură cu părinții săi. O săptămână mai târziu, generalul îi spuse să urce în biroul lui la minister. O clipă, Alexei crezu că Gavrilov o să-i vorbească de Stella, ba chiar că o să-i spună, știi, fica mea mi-a spus că te iubește. Această speranță nebunească dură câteva clipe și rămase doar ca să-i amintească mai târziu cât de ori poți fi când iubești. Ascultă, Serghei, început generalul pe un ton stigherit. Ieri mi s-a transmis o informație în legătură cu tine. Simple vorbe, sper, dar tu știi bine că în zilele noastre e mai bine să fii vigilent. Se pare că cineva s-a folosit de numele tău sau, mai degrabă, cum să spun, în fine, Rudele lui pretind că tu ai fi luat, adică nu chiar tu, dar, e, ca să nu lungesc, ei cred că fiul lor trăiește. Știu că un prieten l-a văzut chiar în ajunul demobilizării, dar că el, adică tu, e, nu vrei să te întorci în sat și te ascunzi, nu se știe de ce. Oh, e complicat. În fapt, e vorba de o falsă identitate, asta e. Iar cu asta, mai ales în armată, nu se glumește. Nu e nevoie să-ți explic ajuns la catorgă și pentru mai puțin. Nu, nu, ți-o spun doar ca să știi la ce te poți aștepta. Dacă simți că e ceva cât de neînsemnat în regulă, spunem. Poveștile de soiul ăsta sunt ca niște mine. E bine să le dezamorsezi înainte să explodeze. Sună telefonul, generalul îl ridică, chipul îi se descreți și început să dicteze o listă lungă de bunătăți, precizând cantitatea de cârnați, de batog, câte sticle de vin, era mama stelei. Alexei îi recunosc cu vocea înșuieratul telefonului. Aștepta sfârșitul discuției ca să mărturisească totul. Generalul puse telefonul în furcă, își linse buzele cu satisfacție. Pentru mâine pregătim un ospăț pe cinste cu ospăți de seamă, viitorii socri." Ei da, Serghei, timpul zboară. Când am plecat la război, stelea noastră era o puștoaică și uite că acum o mărităm." Ah, bă, ginerele e un băiat pe cinste, zău, iar că su În fine, rămâne între noi, are un post grozav la interne. De altfel, povestea aia cu falsa identitate, el mi-a șoptit-o, ca între neamuri, de... Altfel te săltau imediat. Dar despre asta vorbim mai târziu. Pentru o spăt o să am nevoie de tine toată ziua, chiar și noaptea. Stela și-a invitat toți colegii. Logodnele din ziua de azi nu se mai fac altă dată între patru ochi. Va trebui să-i duci pe rând la ora aia, metrou nu merge. În concluzie, alarmă roșie. A fost trimis să aștepte în gabia tixită cu haine de iarnă. Ușa rămânea între deschise și Alexei privea sosirea invitaților. Perechi părinților godnicului, parfumul mamei ca un val dulceag, vocea de basa tatălui, câteva persoane singure, apoi grupuri mici de colegi de școală. Unii greșeau ușa, intrau unde bara, unde aștepta el, îl priveau descumpăniți pe bărbatul neclintit din mijlocul paltoanelor și cutiilor de carton, nu știau dacă trebuie să îl salute sau nu. De multe ori, generalul îl trimise după cutare sau cutare musafir mai de vază. Alexei executa comanda, pe urmă revenea la postul lui. Vera, Fe femeia de menaj, i-a adus o de ceai. Vreau să-i vorbească, se să răzgândi, îi adresă doar un surâs crispat și amar. Alexei nu simțea mărăciune, nici gelozie, doar o durere atât de vie, atât de constantă, că nicio altă emoție n-ar fi putut să existe alături. Identificat istrat zgomotele din salon, după care putea ghici desfășurarea petrecerii. La început, larma voioasă a vocilor, punctată din când în când de un timbru de bas, apoi pocnetul unui dop urmat imediat de un altul, însocite de hohote de râs și de mici țipete panicate, cuvintele primului toast, rostit de general, în fine, clinchetul cuțitelor și furculițelor. Țintui de durere, nu simți nicio emoție atunci când, o jumătate de oră mai târziu, după un cor de voce rugătoare, răsună muzica. Recunoscu ușor poloneza pe care stela o studiase iarna trecută. Se gândi chiar că momentul pauzei muzicale era bine găsit, între primul pahar care îi făcea pe oaspeți mai receptivi și celelalte feluri de mâncare și băutură care aveau să-i moleșească. Asculta absent. Se totuși câteva ezitări în interpretare ca niște evocări secrete ce erau adresate și care îl izorară și mai mult. Zgomotul aplauzelor, ovațiile și cele câteva strigăte de bravo îl împiedicară să audă pașii ce străbăteau coridorul. Stela era deja în cadrul ușii. Repede, vino! E foarte important pentru mine! Și șotitul ei trăda sureșitare și beție, beția fericirii mai mult decât beția de vin. Băimăcit, el se ridică, se lăsă dus de mână până în salon. Iar acum surpriza, anunță Stela, întizând brațele spre el ca și cum ar fi vrut să-l aclame. Serghei al nostru ne va cânta un cântecel. Sper că veți aprecia muzica lui și modestul meu talent de profesoară. Soldățelul de plumb. Tineretul aplaudă. Părinții și invitații mai în vârstă găsire gluma cam îndrăzneață, dar bătură și ei din palme de câteva ori ca să nu pară prea austeri. După întunericul din Gabie, Alexei fu orbit de lumina salonului, stingerit de privirile care îl fixau. Căutând fără succes o cale de a evita supliciul, apucă să remarce câteva chipuri. Colierul de perle mare al unei doamne, logornicul, un brunet în și așezat printre colegii de școală. O fracțiune de secundă, în privirea stelei trecu parcă o umbră uitată, purta rochea de vară din batist de culoare deschisă. Aplauzele se potolire, el se așeză pe taburet, simțind că durerea, blocul acela de gheață care îl paraliza, se sparge devenind rușine, umilință, mânie, roșața idioată ce îi împurpura gâtul, greutatea cizmelor grele așezate pe nichelul lunecos al pedalelor. Cântă ca la lecțiile lor, cu concentrarea tâmpă a unui automat. Se râse încă în timp ce cânta. Acest soldat, care cânta un cântec despre un soldat, era într-adevăr un spectacol hazliu. Câțiva tineri intonară cuvintele refrenului pe care îl știau pe de rost. Vinul începea să încălzească atmosfera. Toată lumea aplaudă, bravo, profesoare, îi strigă un invitat, căruia stelă îi mulțumi cu o reverență. Vocea de bas, tatăl logodnicului, tună în mijlocul râsiturilor. Ia te uită, generale, nu știam că la ministerul tău șoferii sunt și pianiști. Un pahar pentru pianist! Scandă unul din tineri, susținut de mai multe voci. Un pahar de vot că trecut din mână în mână înspre pian. Stela ridică mâinile și strigă încercând să acopere larma din încăpere. Iar acum punctul forte al programului, valsul porumbeilor. Alexei lăsă paharul jos, se întorse spre pian. Râsetele, discuțiile încetare puțin câte puțin, dar el continua să aștepte cu mâinile pe genunchi, sunt foarte drept, cu un aer absent. Stela șopti ca un suflor, aruncându-le musafirilor o privire complice. Hai, dă drumul!" Încep cu două cu degetul mare de la mâna dreaptă. Când Alexei își puse mâinile pe clape, s-a putut crede că armonia ieșise din întâmplare, fără voia lui. Imediat, însă, muzica izbucni cu o forță ce mătura îndoielile. Vocile, zgomotele, ștergea de pe fețe expresiile amuzate, privirile întrebătoare, îndepărta pereții, împrăștia lumina salonului în imensitatea nocturnă a cerului din spatele ferestrelor. Nu avea sentimentul că ar cânta. Înainta prin noapte, respirându-i transparența delicată, făcută din nenumărate fațete de gheață, de frunze, de vânt, nu mai purta în el nicio durere, nici teamă pentru ce avea să urmeze, nici spaimă, nici păreri de rău. Noaptea prin care înainta exprima și suferința, și teama, și iremediabila ruptură a trecutului. Acum însă totul se prefăcuse în muzică și exista numai prin frumusețea ei. În întunericul dimineții de iarnă, trenul, apropiindu-se de Moscova, pare să bâșbe printre mănunchiurile de șine ce șerpuiesc sub zăpadă. Ultimele cuvinte ale lui Berg sunt acoperite de țăcănitul greu al roților, de vocile și tropăitul pasagerilor pe culoar. Scoasă din făgașul ei de această sosire în care nu mai speram, povestirea șovăie se stinge în câteva fraze grebite. Anii petrecuți în lagăr, nici măcar n-am beneficiat de amnistia de la moartea lui Stalin, am făcut zece ani bătuți pe muche până în ultima zi. Apoi venirile la Moscova, spera să o revadă pe stela, nu spune, nu mai are timp să facă. Veniri clandestine, căci avea domiciliu forțat într-un orășel din Siberia Orientală. Apoi, în timpul uneia din vizite, o nouă arestare. Trei ani de lagăr, lângă cercul polar, când și-a dat seama că se obișnuise cu infernul de zăpadă. Acolo, sub cerul acela fără soare, avea să afle anul și locul morții părinților săi. Trenul se oprește. Primii pași îi facem ca într-o stare de imponderabilitate. După zile și nopți de nemișcare, se imprimă în săpadă cu supreția unui dans. În aerul înghețat, aciditatea agresivă a marilor orașe înțeapă nerile. Pășesc lângă berg pe un peron neluminat interminabil. Pasagerii care coboară din trenul nostru rămân în moment buimăciți, somnambulici. Ghicești că unii ar vrea să se așeze pe o valiză, ghemuindu-se iarăși în somn. Berg mi înainte, îl văd strecurându-se prin mulțimea adormită ce se târăște spre gară. Pentru o clipă devine un pasager ca și ceilalți, un provincial debarcat la Moscova la șase dimineața. Îl privesc cum merge și îmi spun că probabil Așa intra în capitală odinioare pe furiș, grăbi să se piardă în mulțime. Îmi amintesc sfârșitul povestirii. Moscova, mai plină de primeji decât cotloanele ascunse ale taigalei, Vera, femeia de menaj a generalului, care o aducea ceaiul în gabie, iar acum îi dădea informații despre stela. Evocat într-un alt fel, acele întâlniri ratate ar fi putut fi o poveste frumoasă și tragică. Erau însă povestite dezlănat în zgomotele unui tren ce sosea într-o metropolă neagră și înghețată. Probabil tot așa fusese rătrăite cu năucitora simplitate a vieților zdrobite. Ajungem într-un hol imens, iar în mijlocul acelui vid, unde pare cu neputință să spui ceva personal, Berg în fără a întoarce capul. La începutul destalinizării, soțul ei a avut necazuri la serviciu a început să bea, părăsit-o, ea a murit de cancer la începutul anilor 60. Fiul lor avea șapte ani. L-am ajutat, cum am putut, prin intermediul unui prieten. Ceva bani în fiecare lună. Rămăsesem în nord, munca era o nebunie, la minus 50 de grade. pe luni de iarnă, restul vară, cum se spune acolo. Dar leafa era foarte bună. Băiatul însă nu trebuia să știe. Aveam cazier de recidivist mă privește cu un surâs, îmi de mâna, ei, drum bun și să rămânem prieteni. Îi strâng mâna, îl văd îndepărtându-se. La ora asta, piața celor trei gări e lugubră. Felinarele o decupează în tranșe vineții. Camioanele grele îi zguduie carapacea înghețată cu un vacarm de fierărie. Oameni grebiți, îmbrăcați cu paltoane grosolane, cenușii sau negre, Par ieșit din anii stalinismului, din anii de război, de lipsuri, de eroism mut. Berg se topește în mulțimea lor, se îndreaptă către o gură de metrou, se pierde în șuvoiuri întunecat de la ieșire, merge cu același pas încordat, cu aceeași hotărâre stoică, reușește să-l mai reperez în mulțime la capătul scării, apoi dispare. Homo sovieticus, murmură în mine o voce ușor disprețuitoare. Sunt prea adormit ca să o pot prima. Mă întorc în hol, după întârzierea noastră, după toate fusurile orare traversate din extremul orient și până aici, dar mai ales după timpul prin care m-a purtat povestirea lui Berg, orele de plecare ale trenurilor pe panou par suprarealiste. Dar ce mai straniu este că pe neașteptate Berg apare din nou. Da, e în fața mea, nu e un vis. Am plecat fără să vă întreb dacă aveți unde trage la Moscova. Sper că nu o să rămâneți toată ziua în gare. Îi răspund că plec cu ultimul tren la miezul nopții, că vreau să văd un muzeu și că mai întâi o să intru la un film la matineu ca să dorm. El surâde. Proiectul meu de a dormi la cinema, zece copii și biletul, o sală goală și un fotoriu cald, îi amintește probabil trecutul lui rătăcitor. Dacă vreți, ascultați sfatul unui bătrân moscovit. Vocea lui trădează o bucurie secretă. Știți, la Moscova mai ușor te cazezi la mauzoleu decât la hotel. Am însă un prieten vechi, recidivist ca și mine. Mă duce prin oraș cu metroul, cu autobuzul, apoi pe jos, scurtând printre blocuri, mereu cu un fel de precipitare voioasă, fericit că și regăsește rădăcinire când poate arăta ce bine cunoaște capitala. Îl urmeze resemnat ca un copil ce merge pe jumătate adormit. La hotel oboseala mă doboară. Pe la amiază mă trezesc un moment, în fața ochilor am o priveliște ireală. Pe patul lui Berg stă întins un costum de culoare închisă, parcă ar fi un om strivit, golit de substanță, o cravată atrând de spătar unui scaun, un miros puternic de apă de colonie vine dinspre baie. Nu am putere să caut explicații și adorm de îndată. Când Berg mă trezește, mai întâi nu-l recunosc și-a pus costumul care era întins pe pat, cravata, are părul pieptănat și lucios. N-am vrut să vă trezesc mai devreme, dormeați ca un prunc, dar e șase seara deja. Pe masă văd două pahare cu ceai aburind, un fierbător electric agățat de cremona ferestrei. Vă duceți la teatru? Întreb eu încercând să nu par surprins de schimbare. Da, într-un fel, mai curând la concert. De altfel mă gândeam că dacă vă interesează, bem ceai cu lămâie, mâncăm pâine, aceeași pe care o țineam verite în foile cu partituri și câteva feliuțe de cârnat uscat. După masă în fac toaleta, berg îmi împrumută o cravată, sosim primii. Sala, în celălalt capăt al Moscovei, este acasă de cultură a feroviarilor. Rămânem o vreme într-un hol rece și slab luminat. Berg invizibil, tăcut, stă pe banchet într-un colț, eu mă plimb colo și încoace de-a lungul pereților împodobiți cu fotografii de locomotive, de la cele vechi, scunde și îndesate, cu coșurile de fume vazate în chip comic, până la cele mai moderne. Arunc o privire în sală. Mi se pare prea mare. Un concert, mai ales în cartierul ăsta, la dracu praznic, nu s să adune niciodată destul public ca să o umple. Totuși, oamenii încep să apară, mai întâi ezitanți ca și noi, apoi producând prin număr acea ușoară electricitate dinaintea oricărui spectacol, făcută din așteptare, șușotel și emoție. Odată așezați, răspândesc în sală o tensiune agreabilă. Magia teatrului, îmi spun. Ce contează sala, scena și ce se va petrece pe scenă? Ceva se va petrece, iată principalul. Berg a ales un fotoliu în ultimul rând, acolo unde lumina nu ajunge aproape deloc. Din colțul în care ne-am așezat, vedem, în spatele cortinei desfăcute, în umbra culiselor de unde apar de obicei artiștii, o siluetă, ovalul unui chip. Probabil are trac, murmură Berg, privind țintă unghierul acela. Stă în fotoliu cam țeapă, în, cu un aer absent și parcă întinerit. În clipa aceea apare pianistul, tânărul pe care îl ghiceam pândind în spatele cortinei. Sala aplaudă parcimonios că să-i fac o primire politicoasă. Mă întorc spre Berg, vreau să-i ofer programul de sală. Dar omul pare absent. Are ochii închiși, chipul impasibil. E departe deja.